la Consiliul Local, cu ordinea de zi, poți să-l prezinti. Deci, locul trebuie să fie. Toți consilierii sunt prezenți, într-un număr de 15. Doamnă, vă rog să prezentați spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ați avut în mapă procesul verbal al ședinței anterioare. Doriți ca să-i dau o citire? Aveți ceva nelămuriri? Aveți ceva completări la el? Nu. Vă puteți spune spre aprobare? Spune spre aprobare. Procesul verbal al ședinței 13 ianuarie 2018. Da. Cine este? Prezentarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Asău pentru trimestrul 4 al anului 2017. Inițiator primarul. La 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșii din România, filiala Bacău, inițiator primarul. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale de analiză și verificare a activității de transport public școlar, inițiator domnul consilier Dan Paul Cotoroc. Și mai e un... La modificarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a Asociației Comunelor din România. La 5 probleme diverse. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Înainte de a intra în ordinea de zi, mai există proiecte suplimentare? Nu știu. Nu știu. S-a anunțat așa. Pentru capitolul divers. Avem probleme care trebuiesc susținute ca să le prioritizăm? Nu, discutăm celul care și la ședința trebuie. Stabilim ordinea de zi și votăm ordinea zi ca să știm după aia. La diverse... Aveți ceva? Atunci, până atunci mai avem. Pentru probleme diverse? Aș ședem cu numai să modificăm ordinea de zi, dar cu 2 să discutăm la urmă. La sfârșitul ordinei de zi. Bun, să acolo să fie multe discuții și să trecem... Deci la probleme diverse? Nu, schimbarea ordinei de zi ca priorități. Punctul 2 să fie discutat la urmă. Buget. Bugetul ăla. Să facem celelalte. Să facem celelalte subiecte și după aia trecem la buget. Așa. Deci pe ordine, dacă vedem, în caz nu avem, pe diverse nu avem, atunci supunem ordinea de zi. Lăsăm la urmă pe noi, de verificat. Cine este de acord? Cine este de acord cu această ordine de zi? Cine este pentru? Deci, în majoritate. Vă rugăm să dați și tine. Asta? Dar ăsta nu este modificat absolut. Dacă vezi din contact. Dacă ziceți că este. Deci la proiectul ăsta de hotărâre, nu. Deci pentru proiectul ăsta de hotărâre, care înseamnă aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli. Vreau să văd întâi votul comisiilor de specialitate, pentru că aici au fost aduse niște amendamente, adică trebuiau corectate ca formă. Da, păi zicea că raportul specialitate era pentru două secțiuni la finalul 2017 și l-am modificat cu pe trimestrul 4 anului 2017.
Dar citiți în capul tabelului aici. Realizat 2018. Realizat la 31 pe 2018. Nu, am modificat aici. Deci ăsta, am zis așa atunci, că este pentru, nu pentru trimestrul 4, pentru anul 2017. În titlu apare tot trimestrul 4. Nu, pentru trimestrul 4. Așa a făcut noi modificarea, dar... Dar cifre de genul. Păi, ca să clarificăm o dată despre ce am zis și ce este. Deci, să înțeleg, e finele sau e trimestrul 4 anul? Păi asta vreau să... Asta am cerut ca și noi să lămurim. Că trebuie aprobat și trimestrul 4 și trebuie aprobat și noi. Așa zice. Dacă este trimestrul 4 aici, e foarte bun. Dacă este și pentru tot anul, iar e foarte bun. Nu-i problemă, dar care definitivat pentru el? Doar pe atunci... Să facem de toată anul exerția cu cetarea. Dar să facem și trimestrul 4. Și scrie și agropă contul de la finele anului 2017. Domnul președinte, având în vedere că anexele la proiectul de hotărâre fac referire la sfârșitul anului 2017, noi am cerut Comisia de Administrație, a cerut ca titlul proiectului de hotărâre să se coreleze cu articolul 1 din hotărâre. Respectiv, se aprobă contul de execuție la finele anului 2017. Și Comisia Economică. Comisia Economică. Aceea, asta s-a cerut. Da. Iar atenție că pe anexă mai apare o inadvertență. Contul la 31.12.2018. Probabil că e o greșeală de redactare. Da. Asta este... Și acum, deci ăsta este documentul care a fost revizuit, nu? Ăsta este prevedere bugetare anuale la 31.12, realizat la 31.12, și aici mai e o anexă care spuneți pentru trimestrul 4. Execuție bugetare la 31.12. Totul face referire la 31.12. Da. Cum să-l traducem? Atunci, dacă... Doamna secretară, da, e adevărat, trebuie și votat și trimestrul 4 și trebuie încheiat și pe întrebare. Avem votat trimestrul 4? Avem aprobat? Nu. Și atunci, în asta, ce votăm? Amândouă o dată? Dar ce mai face trimestrul 4? Și tot anul. Trebuie încheiat și trimestrial. Domnule, acum auziți, doamnă, că așa trebuie. Trimestrial și anual. Trebuie două atunci. De asta, în același proiectul de hotărâri, nu vine acum. Ieri am discutat problema asta. Păi, dar ea nu știe. Ea a spus clar că la sfârșitul anului 2017, inclusiv trimestrul 4. Ce se mai zice? Vine acum. Așa vă zic. Nu explicat, deci. La sfârșitul anului 2017. Cum? La finele anului 2017. Eu așa am notat. La finele anului 2017. Și adică comisiile l-au discutat. În temeiul ăsta, pentru finele 2010, pentru anul 2007. Sigur, sigur. De aia am zis corelarea. Vă rog să... Da, domnul Tuțu, dar trebuie și pe finele, pe trimestrul 4. Să facem unul și trebuie să mai fac un proiect. Acum, dacă îl încheiem pe anul, cum îl încheiem pe anul 2017, dacă nu îl încheiem ultimul trimestru? Proiectul din hotărâre la ce face referire? La un trimestru sau la un an întreg? Că lipsesc două. Dar spune că trebuie dat pentru ori. Dacă vine doamna Elena, îmi rămânește că noi am avut discuția asta cu ea ieri. Ea de ieri avea o redătorire că nu... Erau bun dacă erau prezentate în toate trimestrele, erau centralizate în față și mergea tot anul, nu era nicio problemă. Dar dacă el a fost pus așa, nu. Raportul comisiilor de specialitate întâi. Comisia de administrație. Deci la Comisia de administrație am precizat. Corelarea titlului proiectului cu articolul 1. Deci așa au fost amendamente. Și s-au aprobat cu 5 voturi pentru. În condițiile în care se modifică titlul proiect. Comisia de învățământ 5. 4 voturi pentru și 1 pentru, da? Nu, 5 voturi pentru. Comisia de învățământ 5 voturi pentru. 5 pentru. Comisia economică? 5 pentru comisia economică. Da, da.
ce e exact o găsire. E vorba că execuția e din 2017, da, trimestru 4. Am refăcut. Am trimis Marina, am trimis Marina. Refăcut. Scrie trimestru 4, 2017. Da, zice că la atunci s-a realizat la 31-12-2017. Da, da, da. Păi... Nu, era 2018, da. Deci este și pe trimestru. Deci pe trimestru înseamnă că rămâne pe trimestru anului 2017, nu? Pe trimestru 4 și total. Pe trimestru 4 și total. Doar pe o bucățică. Deci prin din același proiect și un trimestru și un anul și anul trei. Este. Că noi am înțeles ieri că se face trimestrial. Da, da, se face. Se face și se face. Nu se fac două. Nu se fac două întâi, odată prin trimestru și odată prin anul. Dacă așa, noi discutăm numai trimestru 4 sau 2007. Da. Trimestru 4 e cumulat. Da, păi deci 2007. Când faci trimestru 1, faci ianuarie, februarie, martie. Când faci trimestru 2, faci ianuarie până în iunie. Dacă ai făcut trimestru 4, faci din ianuarie până decembrie. Deci e cumulat. Dar e impropriu, zice, pe trimestru 2. Nu-l poate și fi bun. Da, doar că cheltuielile întotdeauna se adună, se cumulează. Da, da. Asta este ce așa se lucrează. Deci ăsta de aici, da? Cu modificarea la finele anului, da? Da. M-a fost amendamentul domnului Buniu de ieri și au reținut, au modificat titlul. Proiectul de hotărâre a apărut la fel, deci pentru trimestru 4. Deci nu era modificat pe an, deci pe hotărâre. Atunci îl supune. Sunt discuții la proiectul ăsta? La bar, ați dat să vină? Deci, dacă nu mai sunt discuții pe capitolul ăsta, supun la vot. Cine este pe? Împotrivă? Următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Societatea Națională de Cruce Roșie. Cred că l-ați citit, e vorba de 2500 de lei pe an. Efectiv, în timpul anului, și dumneavoastră se achită de niște tablouri. Mai bine cu săpun, cu pastă de vin, cu săpun. Și când au avut nevoie la încălindire. Da, și bag banile cum au fost. Da. Puneți oameni. Poți să pune slavă? Da, corect. Așa. Crucea Roșie. Cotizația. Așa, pentru cotizație. Discuții și comisiile. Raportul comisiei, vă rog. Pe Comisia de Sănătate. 5 pentru. Comisia de Administrație, 5 pentru. Economică? 5 pentru. Deci, în unanimitate. Supun în discuție proiectul. Sunt probleme? Nu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? 15. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare a Activității de, da, de Transport Public Școlar. Inițiator domnul Dan Paul Todorov. Aveți jos, da? Dați-mi înapoi. Am văzut la comisie, mai citesc dacă vreți expunerea de motive. Cum procedăm la asta? Deci, în raport a fost... Deci, ăsta e proiect. Da. Nu-i completat. Cu membre. Nu este completat cu membre, s-au făcut propuneri la ședința de comisie. Sunt proces de rol. O să completeze, dar s-a făcut. Da. Și acum discutăm un tema asta. Da. Propunerea și de ce este? Comisia... Deci, este proces de rol. Așa. Deci, vă rog raportul comisiilor cu mențiuni. Procesul de rol.
Pentru componență. Cine era? Au fost propuse 5 persoane ieri în comisie, am fost la propuzile 5 persoane. Păi ca să treacă în proiectul ăsta. Sigur. Păi de-aia să și le nominalizăm. Nominalizează-le după. Doamne, 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 așa. Ce vezi comisia? Poate și după aia să punem la urmă. Deci se propune pentru comisia specială de control următorii membri. Potoroacă Dan Paul, Bobei Cânelu, Tăzlăuan Toalier, Luca Ionel și Albu Florina. Deci ăștia sunt 5-5, da? Da. Doamne, scrie din 5-5 acolo. Ia stăpânt. Da. Am făcut din 3. O le facem. Facem din 3, din 5, cum vă urmă? Fie în 4, 3 sau 5. Da, zici 5-5. Modificăm acum, da? Lipsește. Atunci, supun la vot întreaga comisie sau fiecare? Da? Bun. Atunci, supunem la vot componența comisiei din 5 membri. Cine este pentru? E vorba de audit. Supuneți și din, ați supus comisia, nu supuneți și proiectul? Păi da, este. E în cap proiectul. Așa, a zis. Comisia separată, proiectul separat. Deci, ați dat citirii proiectului, da? Cu ce anume? La care proiect suntem? Am suntem la comisia de audit. Asta. Acordul de cooperare primind organizarea și exercitarea activității de audit. Deci ăsta este proiectul, da? Da. Așa. Raportul comisiei. Noi am dat, am zis că discutăm un fel, să spun câteva... Acum să vă zic eu că am câteva luni a trecut. Exact. Da, luni a trecut. Am fost la Bacău. S-a adunat Asociația Comunelor, filiala județul Bacău, nu toată, decât cei 29 și la un moment dat s-a mai înscris unul care a venit. Suntem 30 de localități care am zis că să aderăm la această formă de audit intern organizată de filiala Bacău Asociației Comunelor. Acolo e un colectiv format pentru început din șeful, doamna Hăineală, fosta șefa bugetului și care e șefa auditului la Consiliul Județean. La astea 29, adică mai bine zis 30 de localități, e necesar un grup de 15 auditori. Taxa, o am notată și în agenda, era vorba de 40.000 de lei pe an. Unii s-au ridicat acolo și zic, doamnă, dar noi avem 1.600 locuitori. Cum se dau tot 400 de milioane? Cum dă la de 10.000 de locuitori sau de 8 sau de 5? Nu, zice, asta e taxa și asta e... Până la urmă a rămas așa. Dacă se mai înscriu în această formă de audit, mai angajează din nou. Deci pentru astea 30 de localități, îs 15 auditori. Din care câțiva sunt auditori și șefi, care trebuie să aibă 5 ani vechime ca auditor și activitate în audit, iar restul sunt funcționari la audit. Semnul o să trebuiască luat în Bacău, unde o să găsească, o să trebuiască o mașină, bănuiesc că și aici scrie spunem niște. Și deci cam asta e. La nivel ăsta s-au ridicat, doamnă, dar noi avem un post de auditor și o să căutăm rede, unde îți dăm banii. La întrebarea asta s-a răspuns cu faptul că nu poate să existe un singur post de auditor. Trebuie neapărat două, pentru că unul e auditor și unul e supervisor. Auditor care trebuie să aibă vechime în funcție, în activitate, 5 ani, cel puțin. Acum, na, într-un calcul economic, dumneavoastră ați studiat ieri, v-ați gândit, cum credeți? Cert e cu o formă trebuie. Care? Domnul primar, cineva din comunii care n-au aderat? De? Nici n-au venit, că pe noi ne chema numai pe care am răspuns că da, că am mai avut noi ceva, un aviz în prealabil.
care asta nu înseamnă că e obligatoriu. Da. Trebuie să... Dar înțelegem de aici că dacă vor mai veni cu o comună și vor adera la acest da. Mai angajează. Mai angajează, deci... Da, dacă s-a dat de 40 de ani, s-a scăre. Eu acolo așa mi-am notat și așa am înțeles, e 40.000 de lei pentru tot anul. Da, știți ce nu înțelegem noi un lucru? În afară de faptul că se stabilește o taxă anuală de 2215 lei, cheltuieli salariale. Cheltuieli salariale. Mai avem la punctul 2 al articolului 13 tarif orar de 29 de lei pe oră pe perioada auditului. Uitați, eu sunt pe doamna Menea acum. Deci, practic, sunt două cheltuieli salariale. Deci eu bag acotizația, nu? Eu nu știu 40.000 de lei, ca să te înăzut. Dacă o zice acum în tot ce înseamnă, nu? Celelalte cheltuieli. Deci, doar mai știți de ce dacă domnul Puiu de la... Nu, doamne. Domnul Puiu, mai aveți ceva de zis. Da, și mai e referitor la pregătirea profesională a acestor auditori. E 88 de lei pe lună de fiecare comună. Dar oare chiar lunar să duc auditorii ăștia la perfecționare? Păi nu-i domnul Puiu, dar nu-i nimic. Dar în momentul fie atât de aia, 15 persoane nu pleacă toate odată la această pregătire profesională. Și o pregătire profesională se realizează pe parcursul unui an sau doi ani. Uite că e doamna. Deci nu mă duc în fiecare lună la pregătire. Mă duc o dată pe an sau de două ori, o dată la doi ani. Doamna, noi suntem într-o ședință acum cu treaba cu proiectul ăsta de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare. Eu când am fost la ședință acolo am înțeles că partea leului 40.000 de lei pe an, aici incluzând una alta, eu știu, pentru dotare, pentru salarii, pentru... Dar mai apare o cotizație lunară. Un tarif orar. Nu este tarif pentru... Tarif orar. Tarif orar pentru efectuarea. Cu cotizația. Dar nu e legătură cu cotizația. Este determinat pentru controlul anterior. Să se observe dacă tariful temporar în orice cu câte ore sunt dat în instituția dumneavoastră, rezult valoarea care se ia. Deci este un tarif de control. Păi da, și dacă stă nu știu câte ore, nu se ridică la 40.000 de lei. Atunci o să treacă. Dar noi cât plătim, doamnă, grosul modul? 40.000 de lei. Pe an. Și aici intră toate... Nu, nu intră. Și dacă vine la control, tot nu. Nu le-a că vreau. Eu obligă să-l punem pentru controlul cu ce-i controlul de oare. Da. Ați înțeles? Noi n-am rămânit nimic. Acest tarif este un tarif de control pentru verificarea ulterioară. A, când vine în curtea de conturi, vede câte ore s-au făcut. Da. 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 De service, doamnă. De service. Da. O să mă... Deci până la urmă nu ăștia 40.000 de lei, trebuie să-i plătim. Poftiți? Întrebați și nu pregătirea profesională de 88 de lei. Auziți, apare 88 de lei pregătirea profesională. Tot în ăștia 40.000. Casa arată de falcat. Auziți, 40.000 de lei, iar dumnealor tai factură pentru aia, pentru aia și când mi-aduc. O să depășească, deci.
Mai vreți să vorbiți careva? Da. Uitați, vorbiți cu alea, cu domnul Iisica, președinte. Sărmâinile, doamnă, consilier Bobeică, doamnă, asociația asta este supusă UCAPI? Cum este controlul efectuat de UCAPI pe asociația asta? Cu 272. Da. În sistem. Da. Știu. Sunt 27 de proceduri. Întrebarea numărul 2. Programul. Programul de audit cum se stabilește? Cine îl stabilește? Stați un picuț, dacă îmi permiteți, un pic. Deci, asociația asta are un compartiment de audit pe program dezvoltare unde se stabilește programul? Nu. Asociația asta are un compartiment de audit. Compartimentul ei de audit? Da, stați un pic, doamnă, dacă 15 auditori nu-i birou sau serviciu de audit? Păi vedeți, înseamnă că este un director în direcția asta de audit public intern și are auditori șef și subordonați auditori. Așa, da? Și ei stabilesc programul, da? Programul de audit, spre exemplu, într-o primărie, câte misiuni stabiliți dumneavoastră în momentul ăsta în care vă organizați? Cât preconizați, câte misiuni de audit să îndepliniți? Primăria Citadel. De comună vorbesc, nu de oraș. Da, așa este. În 10 minute. Care îi prevede legea? Da. În 10 minute. Pe care e o instituție și de fapt pur o consiliere ea. Da. Filiala a cerut la consiliere locale să spună câte activități vostru și auditetii. Da. Și n-au de unde să știe, în primul rând. Da. Da. Ei, problema este următoarea. Că UCAPI stabilește un număr de zile necesar de exercitarea auditului unei activități. Adică, minimul de zile pe care trebuie să-l faci, trebuie să fie reglementat și ca fiind 20. 20 de zile pe misiune? 20 de zile permisiuni, da? De activitate. Da. 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 Știu, doamnă, de ce vorbiți. Misiunile ad hoc cum se fac? Cum sunt stipulate? Așa. Am înțeles, știu de ce. Sunt compartimente funcționale care pot să poartă orice. Da. Și dumneavoastră spuneți că la nivelul comunilor astea, câte sunt la ora asta cu echipa asta de auditori publici interni, costul ajunge la 40.000 pentru că ăsta trebuie bugetat. Întrebare. În momentul în care cresc, numărul de comune afiliate scade prețul? Nu. Nu,
Sau suntem ca la service, cu cât îți mai mulți, cu atât e mai scump. Adică creioanele colorate, dar n-am înțeles, mulțumesc, nu mai trebuie. Deci, stabilim 40.000, da? Doamne, important este să se înceapă activitatea, că este bun. Da, doamne. Da. Oh, mulțumesc frumos. Mulțumim. Să rămână. Ieri mi-a lămurit aproximativ din documentații de la comisii, da? Dacă doamna, eu n-am văzut nicăieri suma de 40.000, care asociindu-ne știm, domnule, avem 40.000 de plată. Se presupune că atât va fi. Sunt o grămadă de aliniate. Hârtii, creioane, săpunuri, cum am spus, pregătiri profesionale, nu scrie egal cât. Deci noi, e posibil, nu am pic, e posibil după am aprobat proiectul ăsta și ne trezim la final cu să zic că, domnule, costurile au fost mai mari pentru aia, pentru aia. Doamna știa de o sumă, nu avem 40.000. Atât avem exact pe oră 28-29 de lei, avem cotizații lunară 2200 și avem 88 pregătiri profesionale. Dacă vă uitați, sunt o grămadă de aliniate. Dumnealor, în calitate de specialiști cu cifri, putea să zic că, domnule, pe mine mă costă atât. E adevărat cum o zis ea, după aia să dea socoteală la administrația fiscală, să justifice fiecare bănuț, sub ce formă l-o distribuit angajaților ei, dar noi să știm în contractul care l-avem cu ei, da, nu avem surpriză, că noi ne-am mai trezit cu surpriză de astea și știm cu toții. La final de an nu prea ai 40, că nu ne-o scris nicăieri 40.000. Atât ne scrie să ne facem contract pe 3 ani cu ei, ne angajăm la sumele astea așa și restul o vedea la final de an care sunt costurile. Nu scrie absolut nicăieri 40.000. Dar doamna știe. De ce nu a pus simplu? Măcar plec la drum, știu, domnule, trebuie să dau 40.000 și cap. Cine ne garantează nouă că la final de an nu vom ajunge la 60.000? Dacă nimeni. Deci datele astea care sunt incluse la articolul 13, nu trebuiau să apară în acest acord. Absolut. Trebuia să apară în regulamentul lor de organizare și funcționare. Ca să justifice ei. Ei trebuia să spună suma exactă din 40.000. Eu am senzația, domnul primar, am senzația că din cele 30 de comune, a zis, care au aderat până acum, jumătate nu vor putea achita această sumă. Este 40.000 pe an? Pe an. Uși. Da, și în condițiile în care se vor diminua numărul de comune care vor adera la acest acord, nu știu zău, eu mi se pare un copil mort înainte de a se nu angajează auditor. Domnul Puiu, la bani vor veni. Eu vreau să punctez asta, pentru că în comisia de care fac parte, m-am abținut. Adică, nefiind posibilitate, înseamnă vot împotrivă. Mă abțin exact din considerentele astea, am considerat că trebuie să justific. Nu că nu avem nevoie de audit. Avem foarte mare nevoie de audit, că ne spune și Curtea de Conturi. Dar nu oricum. Dacă doamna, repet, știa cifrele, punea atât aveți. Grămadă de semne de întrebare pe care noi nu le cunoaștem. Dar noi rezolvăm 4.000 de lei. Păi da. Eu am întrebat altceva. Nu, nu există niciun de scris 40.000, domnul Țuțu. Nu există scris 40.000. Se presupune, că atât și când se va încheia contractul, eu am motivat de ce m-am abținut, ne cunoscând toate datele probleme. Și ăsta e votul meu. Dacă atât și în comisia, și în ședința ordinară. Dacă atât se bugetează. Eu am înțeles, eu nici tu nu știi, nici eu nu știu. Plătești factura o tăiată. Dacă se face reglementul bugetar, o să face reglementul. Noi am bugetat și 40 de bani. Nu spune nicăieri că atâta e suma finală. Ți-am spus eu că atâta
Eu zic, calculele pentru salarii și pentru tot ceea ce este, la atâta se ridică suma. Cine a ridicat problema contractului și perioada de 3 ani? Domnul Tăduan, da, avem un amendament, avem un amendament în, și la, da, și la comisia. Să prezentați amendamentul. În care, deci, în care contractul era stabilit pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Sau cum? Cel puțin 3 ani. Da? Dar atenție. Deci 2018, 2019 și 2020 inclusiv. Dar atenție. Păi aici e cu skepsis. Problema nu e chiar așa de simplă. Calitatea unei entități publice partenere în parte la prezentul acord poate înceta în baza hotărârii Consiliului Local adoptată în acest sens numai după expirarea unei perioade de 3 ani de la data de 5 februarie a anului următor. Sunt 4 ani, nu sunt 4. Deci nu sunt 3, sunt 4. 2018, 2019, 2021. În condițiile astea, ca să încheiem discuția, adică să ne apropiem de finalizarea discuției. Contractul îți spune așa, deci Consiliul Local, la 4 ani de zile, ne angajăm în 4 ani de zile cu 40.000 anual. Nu scrie nici pe domnul președinte 40.000. Un moment. Deci este o estimare care spune că este în jur de 40.000. Ca să putem fi... Domnul Bobei, că nu mergem pe estimări. Dumneavoastră a spus mereu asta. Un moment, lăsați-mă, deci vă să duc fraza până acasă. Deci era așa, estimarea asta este de 40.000. Da. Pentru o perioadă de 4 ani de zile în care nu putem interveni... 40.000 pentru an, domnul Bobei. Pentru an. Și pe o perioadă de 4 ani de zile care nu putem interveni asupra contract. Absolut nu. Întrebare. Deci dacă ea este, la grosso modo, estimat 40.000, cum doriți să procedăm pentru votare? Eu cred deci că astea sunt eu cred că, dacă îmi permiteți, ar trebui să scoateți suma asta de 40.000 din discuție, atâta timp cât în proiectul de hotărâre nu scrie niciun de 40.000. Da? O să închei anul, o să spună 60.000 și trebuie să facă ce ne ridică. Cu ce să plătim bani? 40.000, așa de zis. Deci problema asta o pun pentru că ea trebuie să o bugetăm. De unde o bugetăm și cu cât? Deci 40.000, nu-i doi. Haideți să mergem și pe varianta cealaltă, care mă spunea de primar, legat de angajarea unui auditor. Deci activitatea de audit intern trebuie. Sigur. E absolut necesară. Deci dacă nu luăm în calcul niciuna din cele două variante, ce facem? Ne dăm capul de pereți? Faceți un calcul ce ar însemna să angajăm doi auditori. Clar, e net superioară. Și vedeți la ce sume o să ajungem. Dacă cineva încerca să ne lămurească pe cifre exact, eu am propus și varianta asta la altă. Nu angajezi auditorul, nu ai audit intern, nu faci nimic, da? Și faci un contract să-ți facă un audit extern la 2-3 ani. Da? Am stabilit că ajungem la 20-30.000. Măcar acolo știu sigur o sumă. Da. Atenție, în condițiile în care noi nu știm nimic, avem 10.000 pe an, oricum, obligații prin contract. 10.000 de euro pe an trebuie să-i plătim către firma aia. Cel puțin. Nu ne spune nicăieri care e limita. Da, cu specificația de... Da? Nu știm dacă un audit extern ia 10.000, 20.000 sau 30.000. Noi ne angajăm la ceva în care... Nu știm. Nici anul ăsta dacă avem bani în plus pentru dezvoltare, să-i plătim, să nu-i plătim. Anul trecut, dacă am avut sau n-am avut. Bun. De asta trebuie... Eu am justificat abținerea mea la proiectul ăsta. Puteți, domnul președinte, dacă vrea să spunem deja, ca să ne apropiem de discuții. Domnul Buzan, vă rog. Dacă la angajarea unui auditor ne gândim și la micșoarea de salariu la 10%? 2%. 2%. Făcut ca la cheltuieli de salariu. Am spus, sunt care mă și să fac un audit extern, să-ți contractau. Firmul care să-ți fac un audit. E foarte scurt. Dar știm o sumă? Ne-am documentat ca să spunem cu scump. Dar ce numează lui? Îl întreb din nou. Am întrebat. Nu mai mult. Nu mai întrebați. Avem această adresă de care la ei, care vine și ne spune felul următor. În cazul în care plătul de hotărâre, privind acordul de cooperare, privind organizarea și exercitarea activității de audit intern, va fi supus dezbatere și adoptări în cadrul Consiliului Local după data de 21 februarie 2018, dar nu mai târziu de 25 februarie, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință acest termen pentru a putea justifica întârzierile la UCAPI. Părerea mea și propunerea mea este
să discutăm cu doamna Hăineală. Acest acord, din punctul meu de vedere, ține mai mult de un regulament intern de funcționare a lor decât de a da niște date concrete vis-a-vis de activitatea de control intern care ne oferă ei și să precizeze exact suma, ca să o vedem cu ochii noștri prevăzută în acord, pentru că o să ne trezim cu alte sume cât de repede după aceea. Avem posibilitatea să-l mai... Eu sunt din nou, domnule, și vorbim de mai multe prin față, de ceva. Până pe 25, nu mai târziu de 25, ce spune în adresa lor. Și în același timp ne vedem documentați și în perioada asta, eventual, facem niște investigații să vedem cât ne-ar costa un audit, așa cum spune din surse externe. Eu vă spun că din surse... Nu este legal să... Este foarte legal, ori în urmă, orice instituție a statului român se poate face audit pe surse externe. Este contract. Este contract. Ați văzut dumneavoastră raportul Curții de Conturi, tot pomenim, în care ne spune și alte metode de a recupera, de a descoperi și a stabili alte prejudicii. Nu îți spune că interzis un audit extern. Eu, de exemplu, m-am cerut, dar se pune întrebarea, dacă îmi permiteți, sunt comune așa cum a stabilit, 1000 de locuitori, 1500, au același barem. Nu pot plăti, nu se înscriu în asociația asta, nici nu au să angajeze personal. Și atunci ce se întâmplă? Desfințează comunele respective? Curtea de Curtea de Comuni și o să... În 85 de comuni când suntem județul Bacău, dar 32. Mai sunt 50 și ceva de comuni care nu au acceptat să plătească suma asta. Pentru că trebuie căutate toate variantele ca să nu cădem în altă... Vrem să facem ceva, să fie bine, dar... Ce formă? Da. Deci acum, aș vrea să întreb așa. Doamnă Montare. Un salariar la audit are jur de 4.000 net. Nu mai știu deși cât. Deși mai mult dacă nu e problema. Nu mai știu cât tot. Cât a făcut-o ieri? Care sunt cheltuielile de personal pentru două persoane? Ca să facem o balanță. Cât de cost doi ieri? Aveți acolo un bucat. Ia salariul net. Asta e o falsă idee. Așa nu tot. Cu toate costurile incluse. O, e vorba de o primărie. Nici o primărie nu are angajați așa ceva. Da, bineînțeles. Nici o primărie nu are așa ceva. Te duci pe o pistă. Să vezi întrebă, că e angajat ce se... Eu cred că ar trebui lămurit proiectul ăsta. Domnul Vechi, mergi pe pistă foarte clar, din capul lui de mai bun. Nu am chiar merg în totale să duc în jur de 100 de milioane de efecti pentru... Pentru o persoană și-a ridicat la... 80 stabiliți, să vă dați. Bunul ei, 89, 148. Doamne, câte comune au angajat auditorii? Pe an? Pe an, da. Știm? Deci a zis 140. 89 și 140 de mii. Pe Vale cine are angajat? Eu la ce am întrebat? O persoană. Nu. O persoană. Vorbim, deci că este falsă. La cât am greu a fiecare își poate să... La vecinii noștri nu are nimeni așa ceva. N-are deloc. Păi nu, despre ce vorbim acum, cât ne costă? E clar că ne costă o enormitate. Ce să stai cu doi specialiști în primărie, ca să ia fiecare zi cifre cu IVA la rost și să-i plătești cu zeci de mii, că nu mai facem nimic altceva. Noi vorbim de una. Discuții. Păi mai discutăm? Da, eu spun o altă problemă. Mai spun. Nu încadrăm, nu aderăm. Ce facem? Ce facem? Ne lamentăm în continuare că vine Curtea de Conturi și face ce vrea ea? Este benefic. Hai acum să o luăm și pe partea aialaltă. Dar ce Curtea de Conturi face ce vrea? Am sesizat Curtea de Conturi, domnul Bogarimă, dacă vă rețineți. Da, și ce răspuns vă da Curtea de Conturi dumneavoastră? Păi s-o regăsit în... Ce răspuns v-a dat dumneavoastră, vă întreb. Nici nu ne băgat în seamă, domnule, și atunci ne lamentăm, ne dăm cu capul de pereți de pomană. Hai să fim serios. Acum, dumneavoastră... Ce vrem? Ce vrem? Deci ce vrem? În concluzie, ce vrem? Nu vrem nimic. Nu vrem audit. Dacă ne referim la ea, i-am spus cu o constatat un asta e problema. Ce vrem? Și o să ne dea un răspuns după ce se rezolvă. Întrebarea mea este următoarea. Misiunea de audit s-a încheiat din 4 luni. Și n-ai primit niciun răspuns. Până să rămânește lumea... Și ne lamentăm în continuare că... Da, am primit toate răspunsuri. Au găsit de curățământ 12 miliarde. S-a dat un termen la care să recuperez prejudicii. Dacă vreau să fiți mulțumit cu răspunsul, e de vorba. E da, nu are un rost votat. Discuția s-a putut așa. Să mergem, ca să putem să interviza, că altfel nu avem ce vota. Pentru aprobarea hotărârii cu acordul sau respingerea hotărârii.
Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot. Nu m-am, dar ce să supun la vot? Păi da, dar vedeți dumneavoastră că sunt niște motivații serioase. Pentru că eu vin să vă mai aduc o motivație, știți, ca auditorii dau numai recomandări ăștia publici primarului. Nu sunt executivi, ca la Curtea de Conturi. El te ghidează, te... Înțelegeți? Yes. Întrebarea este, cum a spus domnul Cu, 40.000 pe an ca să-i prevadă buget, sau cum a spus doamna, în jur de atâția bani, dacă i-am angajați. Angajați nu găsesc, să merg pe acordul ăsta, am o soluție. Bugetare. Ăsta e fondul problemei. Restul, când mai la deal, când mai la vale, fondul problemei e așa. Dacă la... Numai o secundă. Dacă am acceptat proiectul ăsta, trebuie să-l bugetez. Acum. Clar. Trebuie să-l plătesc. Asta e cuspirii. Bun. Hai să ne gândim dacă această asociație este benefică sau nu este benefică. Avem nevoie de ea? Nu zic că avem. Cum gata? Dar ești obligat să ai o formă. Sigur. Ori ai această asociație, ori îți faci voi angajați. Cu care, sigur, poți obligat să ai o formă. Exorbitant. Deci necesitatea este, sumă este stabilită, buget nu-i stabilit. Stabilit? Este nicio sumă. Este stabilit. La 51, la bună ședicii, eu am prins și această sumă. De ce este prins? Asta e o formă de... Da, trebuie să figureze să se înregistreze la un proiect. Deci la bunul și serviciul este totul. Sunt bun. În condițiile astea, dacă considerați că este necesar, dacă este, atunci s-o punem la vot, dacă s-au încheiat discuțiile. Proiectul. Cine este pentru aprobarea acordului? Împotrivă? Nu, sunt nu domnul președinte. Abținem. Abținem. Da. Nu a spus că sunt împotriva, dar timp când nu este transparent. Da. Așa. De ce este? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local venituri și cheltuieli pe anul 2018, inițiator primar. Proiectul ăsta de hotărâre e făcut cu cifrele care le avem la dispoziție la ora actuală. Mâine ședința Consiliului Județean Bacău, prin care se stabilește bugetul județului. Și să vedem ce vine. Dacă vine ceva, să rectifică bugetul tot într-o ședință de Consiliu și vedem că de obicei, dacă vine, vine la drumuri, vine niște bani și eventual pentru echilibrare. Buget. La cheltuiel material de asta. În două zile aflăm, dar noi trebuie să o terminăm, că mâine, mâine de sfidul să stăm, nu? Acum aprobăm. Acum, dumneavoastră, cum stabiliți? Suntem pe articoli, normal, în colegi. Să vedem ce, ce s-a propus și ce, s-a stabilit, ce se stabilește. Întâi și întâi, vă rog, raportul comisiilor de specialitate pentru buget. Comisia administrativă. Deci comisia 5 voturi pentru cu mai multe amendamente. Începem cu amendamentele comisiei de administrație. Vă secundă, doamne. În procesul verbal de ședință a comisiei sunt trecute amendamentele, da? Sunt trecute. Da. Deci aveți acolo. Câte amendamente sunt? 2, 3... Păi cred că sunt aceleași. Cam aceleași. Cam aceleași la toate comisii. Da. Da, aproximativ. Dacă mai apare ceva... 3, 4, câte are? 4. La comisia noastră, 5 pentru, nu am mai luat amendament. Tot 5? Posibil să regăsești și la... 9. 9. La votul nu. Tot 5, nu? La votul este 3 din. Deci, comisia e 3 voturi pentru, cu 2 împotrivă. Și 2 împotrivă, da? Așa a spus? Împotrivă sau nu scrie nimic aici, au semnat, dar nu a spus. Trebuie să puneți I, pentru că așa s-a întâmplat la mine. Scrie comisie numele așa, P pentru, împotrivă sau abțineri I.
Nu la dumneavoastră, nu la dumneavoastră. Trebuie pus ceva, și eu am pus la mine, că eu m-am abținut din fapt. Și n-am, nu avem să punem, nu trebuie să pui ceva în procesul ăsta. Da, amendament 15 pentru un amendament. Nu fost vorba de altceva, nu din buget. Știu, dar el spune că nu are nimic, nici P, nici I. Nu, domnul Tezvan, din partea știi cum e votat. Nu știi cum e votat. Nu era vorba de matare. Doamne, s-a stabilit treaba? De bă. Atunci, haideți să supunem discuții proiectul de hotărâre și să o luăm pe partea întâi, prima secțiune, secțiunea de funcționare. Eu zic să începem cu secțiunea de investiții. Nu, mă, o luăm cum e el așa. Concret. Mă întoarcem înapoi. Eu zic să începem cu și mai important. Atunci, cine este pentru secțiunea de investiții să discutăm pe noi? Cum, cum e structurat raportul? E cu secțiunea de funcționare, nu? Vom face secțiunea. Și după aceea dezvoltăm și lista de investiții. Da. Deci dacă considerați că este mai simplu să discutăm secțiunea de dezvoltare cu lista de investiții, putem să o facem pe aia și vedem din timpul acesta. Da, cum și cum spune domnul Pui, pentru că văzând lista de investiții, nu știu cum vă doriți. Acolo eu vă întreb și dumneavoastră. Haideți să vă luăm o dacă nu ne înțelegem. Rog, cum e pus? Cum e trecut în... Cum e o părere, dumneavoastră o părere? Atunci facem așa. Cine este pentru lista de secțiunea dezvoltare? Rog, votați. Hai, dezvoltare. Nu știu dacă e relevant orice vot pentru păi da, care nici dăm drumul în ordinea care este după aia să păcim că le-am discutat. Bara, ne bacem la ăla, ne bacem la ăla. Păi și spuneți așa, dumneavoastră, cum? Atunci trebuie să știm ce facem. Bun. În ordinea în care... Să zicem dacă o să vă observați. Da, luați în ordine. Atunci, dacă e să mai facem, asta e. Supunem discuții secțiunea de funcționare. Le-ați studiat aici. Vă rog să vă înscrieți, da? Da, sunt amendamentele care vizează și secțiunea de funcționare. Dar ziceți, la punctul. Domnul președinte, vedeți că avem acolo... Nu avem amendament de secțiunea de funcționare? Comisia e acolo. Da, domnul Pui. Da, domnul Pau. Da. Asta e la funcționare. Da, probabil. Nu știu cum le-a structurat. Cine e Pau? Cine e Pau? Cine e Pau? Cine e Pau? Dau cuvântul domnului Botoracu de la Comisia Economică. Deci, avem următoarele amendamente la Comisia Economică. Domnul viceprimar Budac Emilian propune inițierea unui proiect de hotărâre prin care acordarea normei de hrană pentru poliția locală să fie suspendată, deoarece bugetul local în acest moment nu suportă o astfel de cheltuială. Și spune-te și cu partea noastră, spune în acest moment. O să ajungem și aici. Nu, dar dau acum citirea. Un moment, lăsați să citească punctele și pe aia dăm cuvântul la fiecare care are amendamentul să-l dezboare. La capitolul 61.03.04, Poliția Locală, cheltuielile de personal vor fi diminuate cu o sumă de 44.100. La propunerea de executare pot peste pârâua său în punctul noce. Deci cu banii aia să fie luați. Stați un pic, stați un pic. Stați doar o reacție. Ce e altă treabă cu investiții? Domnul viceprimar a vrut să... Probabil că de asta și domnul Cuiu zicea ca să înțeleagă unde-s banii. Eu justific ce vreau să fac, deci... Ca să traducem, să putem să scrim de amăție. Deci, prin preluarea sumii de la norma de bană, pot distribuim pentru execuția unui... Pod. Așa. În punct nogea peste părâua său. Unde deci un cod artizanal. 12 familii. Nu. Începe documentații. Nu ai spus cu banii ăștia. Deocamdată se începe documentația. O să vedem, domnule, cum normal și facem, unde desenăm. Așa. Unde sunt 12 familii care nu au pe unii trece. Deci trec pe punte cu roaba cu lemn. Să înțeleg așa. Că... Am ajuns să discutăm cu fiecare capitolul bugetar în parte, nu? Deci acesta este un capitol bugetar. Am luat secțiunea de funcționare și eu ar trebui să scriu capitolul cum se cheamă. 67 punct, nu știu cât. Ca să putem vota pe ceea ce ați aveți amendamente. Că dacă aveți amendamente, acolo se veți pune la vot. 61.02. Asta trebuie să scriu eu. Da, avem drept. Dar facem funcționarea. Facem funcționarea. Nu vrei, acum stabilim ce o să funcționeze. Și cu ce? Și după aia.
Eu așa am priceput că facem funcționare și discutăm amendamentele pe capitole. Așa am priceput eu. Da. Așa cred că s-o înțeles, nu? Da. Nu? Da. Deci suntem la capitolul 6.02. Normal trebuia să luăm de la cheltuieli de personal, de la jos. De la 3.04. Venituri. Nu s-au fost prins. Domnul consilier Potoraș Trampaul propune menținerea cheltuielilor cu salariile la nivelul lui decembrie 2017, fără afectarea salariului net al angajaților. Deci cheltuielile de personal de la capitolul 51 capitolul 51.02. Deci 51.02 administrație. În sumă da. De 1671, nu l-o citiți, da? Da, da. Aveți suma în față, da? Bun. Ce propuneți? Păi, propunem diminuarea sumei de aici cu 9%. În sumă, 1520,88. Deci dacă discutăm de cheltuieli de personal, cheltuieli totale de personal sunt 3066 de lei, da? Da, da. Secțiunea 58, 1671,30. Deci 9% diminuare, propuneți dumneavoastră, da? Următoarea secțiunea 5102, la administrație, da? Cum a spus? La capitolul 5102, administrație, cheltuieli de personal. Da. Deci următorul 6102, următoare, iar cheltuieli de personal. 6102 avem cheltuieli de personal, aveți 286. La 6103.04, poliție locală. Hai să discutăm. Aceasta am discutat. Am discutat doar de... Sunt două amendamente. Pe 6103.04 și pe 5102. Da. Sunt două amendamente. Sunt două amendamente, dar la 6103.04 în suma aceasta, bănuiesc, este prinsă și în Norma Dicană, nu? Nu, trebuie să fie separat. Domnule, este prins aici? Uitați-vă în spate pe buget, are articol bugetar în cheltuielile de personal. Deci suma de 286.000 cuprinde și în Norma Dicană. Cuprinde și în Norma Dicană. Absolut. Da. Acum, nu știu cum o să facem, pentru că nu avem proiect pentru suspendarea Norma Dicană. Și dacă scădem 9% din 286.092, ne rezultă suma de 261.001. Domnul Paul, dar scrie pe spate la Norma Dicană 43.000. De unde ai scos 9%? Dar nu mă întreabă cu Norma Dicană. Atunci e altă discuție. Deci Norma Dicană este una aia, nu avem cum să scădem nici cu nici... De asta nu se impune 9% sau ceva? Se impune 9%. La salariu. La salariu. Deci, da. Deci, atunci, dacă noi scadem 44.000 din 286, da? Și aplicăm scăderea cu 9%, ne rezultă 220.097 în mare. Da, pentru că se aplică la salariul rămas. Da, salariile rămase, da. 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 Deci, asta am pus. Da, deci, dăm jos Norma de Hrană și rămân salariile. Da, au fost ieri discuții, poate ar trebui să punctăm și asta. Care este diferența la cheltuieli de personal de la bugetul 2017 față de bugetul care îl votăm astăzi 2018? La cheltuieli de personal este calculul fost era trecut. Este calculul ieșise o sumă de 4 miliarde. Ieșise o sumă de 4 miliarde, da. Am mai spus odată. Da. S-a mers 6 luni de zile cu un salar. Da, asta e de la, așa, după care, din luna iulie... Jumătate, la 1 iulie este altceva. De la 1 iulie este alt salar. De-aia este diferența asta de 4 miliarde la secțiunea... Față de întâi, față de 2017, dacă aș fi fost calculat tot anul 2017. Cu salariul din decembrie. De la 1 iulie începând, da, impactul da. Nu era. Nu era. Era de 10% impact bugetar. Bugetul problema... din aprilie, am înțeles ce spui tu. Eu vreau și ieri am vrut să subliniem lucrul ăsta pentru că este important. Este... În aprilie, bugetul de anul de 2017, la cheltuieli de personal, față de... Astăzi, bugetul la cheltuieli de personal este diferență de 4 miliarde. Vreau să se înțeleagă asta. Nu știu de unde se măsură. Asta este diferența. Diferența e efectivă. Păi da, pentru faptul că la salariile... S-au mărit, eu n-am spus, nu-s căzut. Nu era diferență. Până la
întâi, pune dacă vrei și salariul viciului și a primarului. Nu am pus nimic, eu spun ce scrie în era. Stai un picule, spune și salariul viciului și a primarului cu ce era până la 1 iulie 2017. La total, eu am pus la total, Răzvan, dar nu poți să pui la total. Nu să pui la total. Bugetul este al comunei asta. Bugetul este al comunei. Da, dar nu e dar calculul. De la început de an. Calculul ce a fost. Dar diferența de la ce a pornit întâi. Nu, dar să nu înțeleg lumea care vede filmul. 40 de miliarde. Ia și calculează, ia și calculează, te rog frumos, dacă este până pe data, dă-mi voi un pic să spun și eu. Ia și calculează, dacă vrei, până la data de 1 iulie, că indemnizațiile noastre erau de 200 și ceva de lei, da. Și la ora actuală sunt de 950. Dar s-a pus tot, că de acolo a apărut 4 miliarde de diferența de 200. Dar și diferența efectivă față de mărirea salarială de la 1 iulie este vorba de un 23 de mii la nivel de... Nu vrei să mă înțelegi lucru. S-a cerut 1.200.000 și acum sunt 1.600.000. Despre asta vorbim, despre 400 de mii diferență. Asta e impactul bugetar din 2017. Câți acolo, câți dincolo, cum de fiecare cu ce opresc bugetul? Dom'le, dacă de la 1 iulie s-o mărim... Dar nu primar, nu sunt inclusiv, inclusiv. Păi, dacă dați cifrele alea din 2017, să puneți-mi pe astea de mărim. Păi, dacă îl puneai pe 2017 tot anul, tu nu se duci de acord cifrele să ieși. Nu, stai un pic, stai un pic. Acum este, dar dacă ai fi calculat de la 1 iulie 2017 și pentru anul anterior, dăm voie, și pentru cele 6 luni anterioare, bugetul nu ți-ar mai fi crescut de la 1.200.000 la 1.600.000, ți-ar fi crescut de la 1.400.000 la 1.600.000. Dar nu reprezintă realitatea. Vrea să spune că suma de 4 miliarde s-a adăugat la bugetul. De cursul anului. Că e jumate iunie, jumate în august, jumate sunt 4 miliarde față de anul trecut. Dar în 2016, în 2017, la început de an, față de salariile din 2016, bugetul vi l-ați calculat până la sfârșitul anului și 2017 vom decrește. Care a fost diferența? Prima dată nu a fost evoluție salarială. Dacă tu mă faci în 2014, poți să faci și în 2014, că tot s-o schimba. Eu spun diferența mare cu ce am început în aprilie 2017 și ce ne propunem astăzi. Către timp, da, cum da, 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 spuneți? Da, domnule, da, s-a mărit. Da, stat s-a mărit, când am mărit noi. Cum vă, păi de undeva trebuie să apară? Din măriri, din salarii. Banii de zi plătim. Astea sunt costuri în plus. Da, scuzați. Nu mai am nimic. Un moment, ca să clarificăm niște lucruri, că ne ducem pe o vizită falsă. Bine. Problema este așa. S-au stabilit nivelul cheltuielii de personal pentru bugetul 2018. Întrebare. Hotărârea de Consiliu din iunie 2017 au fost stabilite salariile la nivelul salariului minim brut, da. 1450. Așa cum spune și în proiectul de hotărâre. Bun. Deci așa am aprobat atunci salariile, o grilă de salarii cu coeficienți, baza de salarii, care după aia au fost transpuse în cheltuială salarială. Cum s-au calculat și în baza cărui document s-au calculat salariile pentru 2018, începând în decembrie. Domnul ca să vin cu explicit în baza legii. Să înțeleg că acum vorbim despre capitolul 5102, da? Da. Aici s-a făcut un amendament, iar conform legii 273, discutăm despre 5102 și după aceea vom vota pe amendamentul pentru sau împotrivă. Da, dar întâi vreau să stabilim așa. Pentru că toate astea, 5102, 6102, la cheltuieli de personal, poliție locală și așa mai departe, sunt legate. Că sunt grila personală. Sunt legate, nimic de zis, dar în legea 273 spune că votăm pe capitole, subcapitole și pe anexe. Doamna secretar, întâi vreau să stabilim bazele discuției și după aia ajungem... Asta e baza la... discuției, 5102. Nu. Hai să trecem peste amendamentul ăsta să-l supunem. Vreau ca să clarificăm, că nu e așa. În baza la ce a stabilit salarii din 2018, creșterea cât este? Vă citesc eu întâi, ca după aia. Deci spune așa. După ce s-au analizat toate astea, deci
hotărârii au fost 67 din 2017, în care noi am aprobat salariile de bază, însemnând coeficienți care s-au înmulțit cu 1450. Deci ăsta este. În, la 1-2018, în baza la 1900, dacă s-au aplicat la aceiași coeficienți, înseamnă o majorare de 31% a salariilor. Cuantumul salariilor în calcul, ca să poată să înscrie în ceea ce era o plajă de normal, trebuia să fie 22,5%, ca să se asigure așa. Salariul net din 2017, din decembrie, cu altul din ianuarie în plată. Net unul, net celălalt, fără să piardă salariatul. Bun. În condiții din care s-au aplicat brut, fără niciun fel de plată, de marșă, de manevră, înseamnă că salariile au crescut în jur cu 10%. Îmi permiteți un lucru, vă rog frumos? Dacă luăm un calcul simplu, așa cum a fost inițial și scăderea aceea salarială de 25% din 2010. Să mai continui, ca să nu vă întrerup după aia. Întrebarea este așa. În baza la ce document ați crescut salariile? În baza prevederilor legale. În baza prevederilor legale, vă citesc eu. Trebuia să fie prin hotărâre de Consiliu. Ce face voi? Voi ați stabilit? Nu trebuie să stabilim. Nu așa. Trebuie să stabilim. În conformitate cu articolul 11, spune salariile se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local. Dumneavoastră, cum le-ați aprobat pentru 2018? Păi dacă am discutat ieri în comisii lucrurile astea. Nu prin nu ordonatorul de gândire. Nu trebuie proiect de hotărâre făcut de ordonatorul de gândire în cazul în care nu sunt toate puse. Două secunde. Eu am văzut rapoartele de la comisii. Pe cei de la Comisia Economică nu le-am văzut până când la ședință. Da. Drept pentru care am făcut un referat, o întâmpinare, am văzut raportul pe administrație și acolo am văzut care erau problemele, pe 5102 și pe 610304. Drept pentru care referatul nu se adresează Comisiei de Administrație, pentru că acea comisie am făcut. Și îi dau citirea acestui referat. Referat privind propunerea Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniște Publice a Drepturilor Cetățenilor de reducerea cheltuielor de personal de la secțiunea funcționare, capitolul 5102, propunere cuprinsă în raportul Comisiei numărul 1453 din 14.02.2018. Menționez că acest referat va merge împreună cu Corpul Comun al întregii hotărâri de Consiliu Local la contencios și va face parte din hotărârea de Consiliu Local pentru că este dreptul meu ca secretar al Unității Administrative Teritoriale. Articolul 39, aliniatul 2, aliniatul 5, din legea 273/2006 privind finanțele publice locale prevede: autoritățile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobarea proiectului de buget, potrivit aliniatului 4, se pronunță asupra contestațiilor și adoptă proiectul bugetului local după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate, după caz și panese. Articolul 48 al aliniatului din legea administrației publice locale prevede: secretarul unității administrative teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al ședinței. Articolul 128 din legea administrației publice locale, modificat conform legii 140/2017, acela la care l-ați dat auzirea televizor spunându-se, spune așa: aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz a semnatarilor în cazul încălcării legii în raport cu atribuțiile specifice. Aliniatul 4. Actele autorităților administrației publice locale angajează în condițiile legii răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz a funcționarilor și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Județean, care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează, din punct de vedere tehnic și al legalității, emiterea sau adoptarea lor, sau contrasemnează ori avizează după caz pentru legalitatea acestei acte. Actele autorităților administrației publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalității, produc efecte juridice depline. Iar în cazul producerii unor consecințe vătămătoare, este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor. Refuzul funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum și eventuale obiecții cu privire la legalitate, se fac în scris
În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului și se registrează într-un registru special destinat acestui scop. Având în vedere propunerea Comisiei pentru Administrație Publică, conform raportului 1453, din 14.2.2018, punctul 1, între ghilimele, cheltuieli de personal inuță valorile la nivelul 1 decembrie 2017, menționez următoarele. Se vor avea în vedere dispozițiile articolului 11 din legea cadru privind salarizarea numărul 153/2017, modificată conform OG 91/2017, pe care stabilesc că prin HCL se aprobă doar stabilirea salariilor de bază pentru două categorii de personal, funcționar public și personal contractual administrativ. Iar majorările salariale se dispun prin dispoziția primarului, în timp ce pentru funcțiile de demnitate publică și restul funcțiilor contractuale, salariile sunt aprobate prin lege. De asemenea, conform prevederilor alineatului 3 al articolului 11 din legea cadru privind salarizarea, între ghilimele, stabilirea salariilor lunare potrivit aliniatului se realizează de către ordonatorul principal de fete cu respectarea prevederilor articolului 25. Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată prevede la articolul 61 aliniatul 2 că primarul asigură punerea în aplicare a legilor nefiind astfel condiționat de aprobarea prealabilă a Consiliului Local decât în cazul expres prevăzute de lege. Conform HCL, din 67 din 31.7.2017, s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul de specialitate a primarului Comunei Său și serviciilor subordonate, precum și salariul de bază a secretarului Comunei Său. Conform OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare și HG 846/2017, privind stabilirea salariului de bază minimul pe țară, sunt suportate sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările ulterioare. Conform clarificărilor actualizate privind aplicarea legii cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate de reprezentanții Curții de Conturi, clarificări afișate pe site-ul Ministerului Muncii și Justiție Socială, la punctul 42, la întrebarea cum stabilesc salariile personalului din cadrul administrației publice locale începând cu 1 ianuarie 2018, răspunsul prevăzut de articolul 38 aliniatul 3 din legea cadru 153/2017 este următor. Pentru personalul din cadrul administrației publice locale, ale căror salarii se stabilesc în baza nomenclatorului, acestea vor fi determinate începând cu 1 ianuarie 2018 în funcție de salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit la 1900 de lei începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru funcțiile care nu se regăsesc în nomenclator, începând cu 1 ianuarie 2018, se aplică articolul 38 aliniatul A, litera A, scuze, respectiv cuantumul salariului de bază, precum și cuantumul sporurilor se majorează cu 25%. Dreptul la salariu este corelat unui drept constituțional, și anume dreptul la muncă, diminuarea acestuia constituind o restrângere a exercițiului dreptului la muncă. O astfel de măsură se poate realiza numai în condițiile strict și limitativ prevăzute de articolul 53 din Constituție. Pentru ca restrângerea menționată să poate fi justificată, trebuie întâlnite în mod cumulativ cerințele expres prevăzute de articolul 53 din Constituție, și anume să fie prevăzute de lege, să se impună restrângerea sa, restrângerea sa să se circumscrie motivelor expres prevăzute de textul constituțional, să fie necesară într-o societate democratică, să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu, să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertății. Restrângerea exercițiului dreptului la un salariu contravine articolului 15 și articolul 18 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, articolul 1, paragraful 1 din protocolul adițional de convenție, articolul 2 din pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 1, punctul 2 și 4, articolul 20, 23 și 24 din Cartea Socială Europeană și articolul 6 din Tratatul European. Și concluzia. La momentul actual, neexistând o hotărâre de Consiliul Local de modificare a coeficienților aprobați prin HCL 67 din 31.7.2017 prin reducerea nejustificată și nefundamentată a cheltuielor de personal de la secțiunea de funcționare capitolul 5102, se încalcă prevederile legale cuprinse în OUG 90/2017 și HG 846/2017. Românește, spune, articolul 38, aliniatul 2, litera A.
se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie 2017. Ce am stabilit noi prin ceea ce spuneți dumneavoastră. Mai departe, mai departe. De ce nu faceți, de ce nu faceți nicio referire la ordonanța? De ce nu faceți nicio referire la ordonanța 91, care este ultima, nu 90 pe care o invocați dumneavoastră. Ordonanța 91 care spune clar, clar spun, salariile pentru luna ianuarie se stabilesc la nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2017. Și cu asta am încheiat de tot ce am spus. Doamna secretară, am citit în motivația, adică nu, am înțeles la sfârșitul ultimele două frate, a scris așa, neexistând o hotărâre de Consiliul Local, vă rog să mai citiți odată, ca să nu interpretez greșit eu. Așa, așa mi-a sunat. Aceasta, neexistând o hotărâre de Consiliul. Aceasta este opinia mea. Doamne, dar dumneavoastră votați și creierul. Și dumneavoastră votați și doriți pe acest capitol. Asta-ți ghiciți avocață și nu mai plecăm direct. Dumneavoastră votați și doriți pe acest capitol. Nu, nu, nu. Doamne, era unul sub punct de vedere. Este punctul meu de vedere. Doamne, dar sunt greșuristul comunii. Punctul meu de vedere nu face parte și legea 91. O să vedem. Cineva trebuie să aibă dreptate. Hai, ce ai chiar? Doamne, vă rog eu. În calitate de președinte din ședință, să citiți ultima frază. Da, nu am citit unul cu ei, ci doar cu doamne. Să-mi citiți acolo, neexistând o hotărâre de Consiliul Local stabilit pentru stabilirea salariilor. Cine trebuie să facă? Voi, funcționare. Spuiți, doamnă! Nu am spus așa pentru stabilirea salariilor. De ce mai am vrea să le citiți odată, doamnă? Pentru că ați sărit pe mine. Păi nu, cine să sări? Doamne, dar eu sunt aici ca să nu sară nimeni. Da. Și la momentul ia mai citit o dată. După hotărâre de Consiliul Local de modificare a coeficientului aprobat prin HCL 67 pe 2017, prin reducerea nejustificată și nefundamentată a cheltuielor de personal de la Secțiunea de Dezvoltare, se încalcă prevederile OG 90 și 94. Revenim la întrebarea care am pus-o eu. Cum ați stabilit salarii din 2018 dacă nu există o hotărâre din Consiliul Local? Nu a spus nimeni că trebuie să modificați coeficiențe. Consiliul Local poate să aprobe din nou aceiași coeficienți cu salariul de bază în vigoare. Doamna, dar am citit eu, tocmai le citise domnul Cuiu. Deci dumneavoastră a spus, spusă la pensiune, nesemnarea și eu fiind ce vă întreb, argumentați-ne nouă cum a stabilit salariile în categoria de cheltuieli de personal, neavând hotărârile Consiliului Local, unde dumneavoastră specificați că nu este. Consiliul Local nu va, nu a venit să vă spună dumneavoastră că vă taie coeficienți, că vă taie... Deci, acesta este punctul meu de vedere care va face corp comun cu hotărârea de Consiliul Local. Dumneavoastră puteți face la capitolul 5102 ce modificare doriți și cât doriți. Da, secundă. Deci eu am întrebat în cadrul ședinții astea, în baza la ce ați stabilit salarii din 2018? Așa le-a stabilit ordonatorul de credite, pentru că este cel în măsură să spună la scrijere și să plătă la scrijere. Doamne, dar nu are rost o discuție interminabilă. Dar m-a fost să ajungă la proiectul ăsta. Ia să fie cuvântul. Ia să fie până la loc. Vă rog, comete. Dați-o la scuvântul ăsta. Domnilor, domnilor, domnului Cotin. De la discuția pe care pornisem, pentru că era discuția cu domnul Bobeică. Deci ați făcut calcule că s-ar mări salariul cu 31%, da? E vorba de coeficientul ăla de 22,5% care era la angajator până acum și era la stat. Haideți să nu uităm un lucru, dacă vreți să facem tot matematic treaba asta, da? În clipa în care s-au micșorat, vă dau un exemplu clar și ușor de făcut, că este o sumă rotundă. În clipa în care s-au diminuat salariile cu 25%, de la un salariu de 1000 de lei, să dau un exemplu, s-a ajuns la suma de 750, da? La revenirea la același salariu, în clipa în care au spus am readus salariile pe aceeași linie, adăugând 25%, nu s-a ajuns la suma de 1000 de lei. Ca să ajungi la același salariu, se creștea cu 33%. Da? Ori aici, 22,5 calculați, care ar trebui bugetatul, cheltuielile angajatorului, dacă este să le punem ca sumă,
ar ajunge în jur de 30% și atunci ei au făcut 31. Dumneavoastră faceți definire în baza legii 153? Eu mă refer la calculele pe care le-au făcut dumnealor, că au crescut salariile cu 31% sau cu nu știu cât a fost față de salariul anterior. Atât de adevăr, după toate calculele. Păi creșterea aia de 22,5%. Păi sunt coeficienți. 22,5% acel angajator, în clipa în care tu vrei să-l pui la salariul brut, nu ajunge numai 22,5% ca să rămână pe același... Nu, dacă se mai facă de două mări de salarii și salariul minim de economie ajunge la 25 din gari, noi îl mulțim cu coeficient din 3,8%, de exemplu, care e cel mai mare coeficient la un angajat, până când? Până în 2050 și o să ajunge la 180 din gari salari luna viitoare, nu? La funcționarea din primărie. Domnule, nu vedeți că aici se termină tot. Apar legi și funcționează foarte bine personalul primăriei când trebuie să oprești legislația. Cât să crești? Dacă s-a spus la salariu, îmi plată. Erau 1450. Un moment. Haideți să... S-a spus bani la salariu și când. O bază de discuții, că altfel văd... Și mai întreb o dată, în baza la... Deci, ca pentru toată lumea. În baza la ce document ați stabilit salariile în 2018? Aveți hotărâri din Consiliul Local, doamna secretară vine cu motivații la asta. Nu există hotărâri din Consiliu. Întrebare. L-ați stabilit din dispoziții din primar? N-ați ascultat ce v-am citit pe site-ul Ministerului Muncii? Doamna, dar acum ați scos doamna. Păi, dar ce mai lungism? Stabiliți și... Nu stabilim. Noi vă întrebăm documentul. Știți ce? Dumneavoastră ne-ați prezentat bugetul. Dacă este ilegal proiectul ăsta de hotărâre, că așa ne-ați spus mereu. Nu, domnule, stați un pic. Are lucruri ilegal, nu e la probă și îl trimite înapoi. Nu. Cheltuielile de personal, în baza cărei legi le-ați făcut, în baza cărei hotărâri de Consiliu, că la articolul 11 spune clar, salarii de bază se fac numai în baza hotărârii de Consiliu. Și în 2017 și în 2018. Dar ales din Ungaria, dar nu din România. Întrebare. Dumneavoastră, baza la ce ați stabilit pentru 2018? Ca să putem dezlega în misterul. Baza la salariul minim de 1900 și-a dovat coeficientul. Asta a fost. Altceva ce poți fi. Și document stă la bază. Nu există. Domnul Țuțu, există hotărâri din Consiliul Local? Doamna secretar, o menționează. Domnule, doamna secretar menționează. Nu există hotărâri din Consiliul Local. Asta a fost la dispoziție. Nu avem ce supune la vot până nu clarificăm lucrurile, că nu votăm aici. Dar când a clarificat lucrurile? Păi răspundeți, eu întreb acum cine a stabilit salariile. La dispoziția primarului s-au stabilit salariile. Unde, domnule, scrii în lege? Puneți-mi, unde scrii? Mai spuneți și o dată, din legea muncii. Mai spuneți și o dată. Păi mai spuneți-l o dată, ca să încerc să lămurească. Aveți alte lege și nu știm noi. Nu, am zis că, conform clarificărilor actualizate de pe site-ul Ministerului Muncii, la legea 453 din 2017, s-au făcut în temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 3, dintre legea 453 din 2017. 38 aliniatul 3. Așa. Și vă dau răspuns, mă confund. Și v-am citit și eu în ședință de rândul trecut. Păi, eu v-am gândit. Și atunci votați așa. Păi, păi așa să... Sunteți de acord cu salariile astea sau propuneți altceva? Așa, și salariile sunt trecute aici, domnule, sunt cheltuieli de pensionar. În baza ce ne-a stabilit, domnule? Au ordonatorul de credit în baza legii și a recomandărilor. Doamna, și-a stabilit modul ei de secretară care îl înaintează la proiectul de hotărâri care însemnez eu legat de asta. Și dacă ce spune clar? Păi, doamna și-a motivat treaba de ce? Și noi venim și vă întrebăm. Doamna scrie clar, nu există hotărâre de Consiliul Local. Dumneavoastră, mie, consilier, dânsul... Dar nu, nu Consiliul Local hotărăște salarii. Dar vă arătăcează, nici eu nu mai spotez Consiliul Local cu eficiență. Nu mă mai eficiență pentru salarii este altceva. Ce făceau premiul? Eficiență de salarii este altceva. Vă, dar deranjează cineva că doamna va contesta treaba asta. Nu, nu. Discutăm până mâine. Ideea care este că și la, din câte am înțeles, și la Comănești, rămânerea la aceleași salarii nete care sunt, au fost făcute în baza unei expuneri de motive a primarului. Că nu are fonduri pentru a suporta salariile
Și au dat opinia. Angajaților, treaba asta. Nu consiliu. Dar a fost o expunere de motive că nu are... Stai un piculeț, Marlen, dar lasă-mă leagă să termin. A fost o expunere de motive a primarului că nu are... Proiectul de hotărâre nu se face în baza expunerii de motive, legal. Proiectul de hotărâre cu micșorarea salariilor, efectiv. Nu s-au micșorat salariile. S-au micșorat salariile. A coeficienților. Nu. Au rămas netul acela. Deci sunteți în eroare. Dar după coeficienților au calculat cum puteau să fie pe același. Domnul președinte, treceți mai departe? Nu. Vreau să vedem și eu. Nu trebuie să ne faceți o prezentare a tuturor salariaților. X, Y, Z, Popescu, X, Y, Z, au rămas același salariu sau a scăzut. Doamna face referire, doamna secretară. O secundă, stați un pic ca să-mi duc. Sunt, dar ați scris și așa de mic, câteodată nu mai vedem, știți? Pentru că dumneavoastră sunteți directorul economic și trebuie să ne prezentați, doamnă. Nu mai persiflați în vară. Deci spuneți acolo, faceți o prezentare. 3 salariați au scăzut, salariile 5 au crescut, 70 au crescut. Așa, și este o nesimțire din partea noastră să întrebăm dacă au crescut sau nu au crescut salariile. Noi cerem imperativ să rămână la salariile din luna decembrie. Ne, să rămână. Deci nici nu crește. Stați un pic. Am o listă, nu văd. Poate nu văd. Avem contabil șef aici. Este nesimțit să întrebăm asta? Este oare, suntem împotriva dumneavoastră dacă rămâneți la salariile nete din luna decembrie, care sunt niște salarii decente, zic eu, nu? Nu ne dăm cu părerea. Mie mi-au fost solicitate niște sume ieri mi-am spus punctul de vedere în cadrul ședinței de comisii, v-am pus la dispoziție sumele solicitate, astăzi nu mai am nimic de comentat și de acus. Nu mai aveți nimic de comentat, e bine, doamnă. Deci, din partea noastră ne simțiți extraordinare că cerem să rămână salariile nete. Este ceea ce afirmați dumneavoastră, nu eu. Păi eu afirmați. Este afirmația dumneavoastră, nu am putut astfel de afirmație. Ați spus că nu aveți punct de vedere, nu? Am spus că eu mi-am spus punctul de vedere, vă rog să luați în considerare că aceea. Și calculul de vedere mi-a solicitat. Doamne, foarte simplu, dacă un om, revin la întrebare. Ne-ați pus la dispoziție salariile brute și cu toate cheltuielile 2017-2018, da? 2017, aveți hotărâri din Consiliul Local, da? 2018, ce aveți la bază? Vă citesc eu, spui, pentru funcționare publici contractuală. Din cadrul familiei ocupaționale, administrațiile, cu anexa 8 și așa mai departe, cu litere, cu toate care sunt acolo, spune așa, se stabilesc de salariile de bază stabilesc prin hotărâri la Consiliul Local. Nu v-a spus nimeni că cresc coeficienții, că scad coeficienții. Ați făcut hotărâri din Consiliul Local prin care să vă aprobăm salariile de bază? Nu. Pentru că în 1946 a abrogat salariul de bază de 1450. Răspundeți la întrebare. În baza la ce ați calculat de viață contabil? Documentele astea, salariile astea, în baza la ce document că spune hotărâre din Consiliul Local. Doamna secretară, în mențiunea ei spune, nu am avut hotărâre din Consiliul Local. Păi unde este? Unde este problema, fondul problemei? Doamna secretară, a spus că nu a avut hotărâre din Consiliul Local pentru modificarea coeficienților. Doamnă, cine a cerut modificarea coeficienților? Doamnă, v-a cerut cineva modificarea coeficienților? Nu doar salariile de bază, care înseamnă coeficient, salariul minim, se stabilește în baza hotărârii din Consiliul Local. Păi, asta este părerea noastră. Nu-i părerea lege, doamnă, nu-i a mea, eu n-am părere. Părerea lege de jurist este alta. Păi, dacă doamnă scrie, că doamnă, care să fie părerea. Dacă doamna spune că n-am avut hotărârii din Consiliul Local, ce Dumnezeu vă? Vai de mine și de mine. Așa că... A spus referitor la coeficienți că n-am avut hotărâri. Dar cine i-a modificat coeficienții? Doamne, cine i-a modificat coeficienții? Unde scrie? Arătați-mi un coeficient modificat. Deci salariul de bază, doamna care este jurist, spune că se stabilește la un vot. Cine v-a modificat un coeficient? Spuneți-mi. Unde aveți dumneavoastră modificare de coeficient? Doamna contabilă, aveți coeficienți modificate? Păi dacă n-ați modificat coeficienții, ăsta este salariul. Doamna, aveți modificat coeficienții aici? Păi nu, asta ne sugerează doamna secretară legii, că dacă voiam, trebuia să anulăm coeficienții din tot, prin hotărârile din Consiliu. Păi probabil că asta urmăriți, ca să
având în vedere, am stabilit ieri, în urma coeficienților ăia, au crescut un salariu cu 15 milioane, da? Pe brut. Acum, că s-a mărit salariul minim pe țară la 19 milioane, iar să, cât majorăm, doamna Florina, cât majorăm salariul? Nu cereți nimic, nu cereți nimic, ăsta e punctul de vedere care vă aduce la sfârșit. Atunci vine întrebarea mea, unde o să sugerați punctul de vedere a Consiliului Local, când nu există hotărâri din Consiliul Local, când a stabilit salarii? Unde scrim asta, doamnă? Eu, ca președinte, din ședință, spuneți unde scrim. Părerea mea al secretarului de Statistica Teritorială. Părerea mea al secretarului de Consiliul Local. Haideți să ne lămurim. Dumneavoastră v-ați făcut punctul de vedere, da? Punctul meu de vedere, aprob sau nu? Eu unde îl scriu ca președinte de ședință? Dacă nu semnez, eu trebuie să semnez trei consilieri. Dacă nu-l aprob așa, înseamnă că... Consiliul de administrație îmi spune că eu pot să am punctul de vedere pe care știu, îl prezint. Știu, da? Eu am prezentat. Și atât. Bun. Și atunci, noi, consilierii, putem să avem un punct de vedere să ne prezentați, să ne prezentăm. Bun. Și dacă nu avem hotărâri din Consiliul Local, considerăm că sunt ilegale salariile stabilite aici. M-am citit odată domnul Puiu. Ăla cu 138. Nu mai citesc, deci e clar. Bun. Dar să ieșim din dezbatere din cele mai mari. Și care este problema? Care este? Ce faci? Hai să spunem. Cum? Că tot venit o oferă. Ieșim din asta. Găsim o soluție. Aveți soluția legală? Da, contențios. Aveți soluția legală? Una. Da. Da? Da. Care este? O aprobăm ceea ce o stabilit eu. Păi care? Da. Da, doamne. Deci asta este legală? Foarte legală. Și asta ce citim din legea legală? Și asumă responsabilitatea cei care au făcut. Și dumneavoastră, nu dacă... Nu cei care au făcut, cei care votează, domnule. Cei care... Haideți să lămurim o chestie. Cei care au făcut. Cine e de acord cu bugetul care este format din primărie? Ești de acord? Cine nu? Nu, imposibil. Nu, cu capitolul care este... Nu se poate așa ceva, domnule, dar acum, adică cine e de acord cu bugetul? Nu, cu capitolul ăsta. Păi soluția este simplă, bandă. În dimineață stăm aici, dacă facem bugetul. Deci prima dată răspunsul este așa, nu există hotărâri din Consiliul Local așa, care să stabilească salariile în 2018. Tot legea ne spune, netul din 2017, din decembrie, îl luăm de bază în 2018. Sunteți de acord așa? Deci fără să afectăm salariile personalului. Netul de atunci e netul de astăzi. Deci se ia în bază la 22,5 fără să afecteze pe nimeni. Dacă doriți altă variantă, scădem cu 9% cum au propus dânsii din ceea ce i-a propus aici și mergem mai departe. Corect, domnilor consilieri. Absolut. Este corect punctul ăsta de vedere ca să avem una așa, una așa să votăm și să mergem mai departe. Sigur. Automat va apărea scăderea. Atâta timp cât... Altfel, dacă hotărâri din Consiliu nu avem. Nu avem. Punem într-un fel și aprobăm și dăm drumul. Domnule, supuneți la vot între varianta inițială de credite deci, și propunerea dumneavoastră. Am expus două puncte de vedere. Salariul net care a fost și doamna ne dă sumele, acum le-am aprobat, le-am trecut aici și mergem mai departe. Nu scoateți două amendamente pe care le vreți dumneavoastră. Votați. Se supune la vot proiectul așa cum a fost făcut pe cheltuieli inițial sau cu amendamentul dumneavoastră. Cu unul dintre ele, nu cu amândouă. Deci dumneavoastră ne-ați dat trei soluții. Soluția asta și cu două... Ori 9%, deci este. Ori ăsta altul. Deci este. Da, amândouă. Și eu vreau de personal, fără hotărâre din Consiliul Local, așa. Ocova cu creștere la 31%, și 2%.
nu s-a pus, deci domnul Bobeche, haideți să încercăm să nu interpretăm și să luăm formele din gura unuia. Dar nu luăm formele din gura unuia și le vedem numai cum vrem noi. Doamna Sorina a zis că nu este o hotărâre de Consiliu privind modificarea coeficienților. Și v-a explicat foarte clar că este punctul dumneavoastră de vedere pentru faptul că în momentul în care în contencios va fi dat și nu aveți dreptate, pot cere daune și atunci individual cei care au fost împotriva. Puteți da dumneavoastră în contencios. Păi nu. Păi nu. Păi nu. Păi nu. Dar votați. Dar nu-i problemă. Aruncă aici... Domnul Puiu. Dați-mi așa? Fără să facă referire la niște acte normative o să care răspundă cu iau, dobate în capul. Iar cea mai mare greșeală care cea mai mare greșeală este neinițierea unui proiect de hotărâre care trebuie făcut măcar în al 12-lea ceas. Dați-mi voie să termin ce am avut de spus. Deci doamna și-a exprimat un punct de vedere fără niciun fel de problemă. Nu va băga nimic pe gât că aia este că așa am hotărât noi. V-a exprimat un punct de vedere. Dacă dumneavoastră greșiți că vreți... Și a expus punctul dumneavoastră de vedere din punct de vedere al secretarului comunei legat de modificările pe care vrem să le faceți sau doriți să le faceți la bugetul de cheltuieli pe salariu. Da? Bun. Dacă dumneavoastră aveți dreptate, să rămână apa, rămâne așa, bătută în cuie, fără niciun fel de treabă, votați cum vreți. Că nimeni, până la urmă, deci nu. Teoria e gata. Cine? Păi soluțiile, supunem la vot cum vreți dumneavoastră sau cum este cu amendamentul pe care îl puneți. Păi cu amendamentele pe care le supuneți. Păi nu cu propunerile de amendament. Cu propunerea de amendament. Hotărâți-vă pe care propuneri le aveți pentru dumneavoastră, pentru modificare. Fără legii. Nu mă interesează dar, coeficient, aveți hotărâri cu coeficiențe la maxim cu salariul de 1900 din bază? Aveți hotărâri? Domnul Bobeică, dacă s-a greșit pe treaba asta, o să răspundă doamna secretară. Cât o să răspundă doamna secretară? Că vine curtea de cont, și spune că am de 12 ani datorie. O să răspundă doamna secretară. Am zis zile că sunt lucruri neregulă. Și când au venit, au făcut prima curtea de cont, ți-au spus, sunt neregulă de 12 miliarde. Oamenii din comuna asta le plătesc doar că așa vrea unii din primărie. Faceți frate legal. Și atât. Da, încep că astea sunt. Nu, astea sunt date. Răspunsul pe curtea de conturi va fi dat la sfârșit de februarie sau în martie cu măsurile care le-au pus. Ia legea și scrie acolo legea. Nu-i face cu imunitorul. Vă rog. Deci primul și doamna contabilă răspunde și la întrebare. Cheltuielile salariale care sunt prevăzute în bugetul ăsta sunt coeficienții luate din cealaltă hotărâre din Consiliu, fără emitere din hotărâre din Consiliul Local. Dar nu scrie vă rog să vă lăsați să în fiecare an trebuie făcut o hotărâre. Eu vin să vă întreb pentru că aveați coeficienților. Mai întreb o dată în baza la ce legea asta pe salariu. De ce vă comisare? Gata, eu mai vorbesc. Deci varia la vot și gata, dar are rost. Ne certăm, facem o... Păi, dar adică cum ce vreți dumneavoastră? V-ați expus punctul de vedere. Fiecare și l-a spus. Propuneți cum vreți să votați. În funcție de cele două amendamente pe care l-ați făcut. Eu, în momentul ăsta, vreau să formulez ceea ce supun la vot. Că nu supun, urmește la vot. Și scrie, o să formulez amendamentul așa, dacă da, nu mă corectăm. Deci, se aprobă salariile de bază sau cheltuielile de personal fără hotărârea Consiliului Local care este stipulat în buget. Deci, o variantă. Acolo trebuie să scrieți o sumă, nu trebuie să scrieți fără cu... Atunci mi-aduceți hotărârea din Consiliul Local în care ați pus suma. Aduceți documentul în care ați pus suma, doamnă. Că eu o scot pe 67 și nu-mi iese suma. Domnul președinte, eu înțeleg, de asta v-am întrebat de la început. Votăm pe capitolul 5102. Doamna aici, nu m-am mutat cu degetul. 5102. Scrie cheltuieli de personal, 1670. Votăm 50 de lei, 70 de lei, 80 de lei. Votăm ca să notez eu cine este pentru și cine este împotrivă pe acea sumă. Asta trebuie să notez eu în procesul verbal. Nu să notați când se supun la vot. Păi asta prea. Suma, dar eu până supun suma la vot, îmi spuneți în baza ce ați pus suma. În baza v-am citit punctul meu de vedere. Atunci, drept contabilitatea, drept primarul, trebuie să rămâniți cineva.
Consiliul ăsta. Dumneavoastră interpretați cum vreți, noi interpretați cum vreți. Deci, un punct de vedere ar fi așa. Sumele în anul 2018 pentru cheltuieli de prezent, în alt sunt făcute, sunt puse în buget fără hotărâre din Consiliul Local, fără acordul Consiliului Local, și cealaltă este ar veni cheltuiala de personal, care a fost în anul 2017 stabilită prin hotărâri din Consiliul Local, se fie trecută în anul 2018, care nu modifică niciun salariu net. Da. Ar fi două variante? Deci sunteți de acord? Domnul Bobite, dar sunt două variante făcute cu modificări în afara proiectului de hotărâre. Dacă proiectul de hotărâre este făcut pe o sumă, da, dumneavoastră nu puteți să aduceți două amendamente, ori așa, ori așa, și ăsta care este pus efectiv. Da. Nu, ăla dispar. Deci ăsta nu mai rog. Domnule, atunci ne facem buget. Stați un piculeț. Votăm, deci este un proiect de hotărâre. Cine vrea să-l voteze, îl votează pe bugetul ăsta, care este trecut pe cheltuieli. Cine nu, spuneți care este amendamentul pe care și nu. Nu să aduceți două amendamente fără să mai luăm în calcul ăsta. Eu vă întreb de dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți hotărâri și vreți să-l aprobați așa. Da. De dânsi. Care-i problema, domnule? Care-i problema? Trece să o fac. Păi, dar de ce nu știți un form la proiectul? Proiectul respectiv inițial. Nu-i răzvan. Inițial de primar? Sau ce doriți dumneavoastră cu amendamentul ăsta? Cu unul din amendamente nu puteți cu două. Ok. Haideți atunci să facem altceva ca să fie și mai simplă problema. Propuneți sume? Propun ca suma pe care au prins-o un buget pentru cheltuieli de personal, să o aprobăm așa și mergem în contencios. În ce condiții au aprobat-o așa? În ce condiții au aprobat-o așa? Rămâne așa. Nu e adevărat. Dar e foarte adevărat. Că rămâne așa. Foarte adevărat. De ce? Așa o să... Aveți dreptate de asta. Știți ce se întâmplă? Nu. O să vorbească să ne prezinte jurul. Așa o să vă... De ce? Nu. Deci tăiați suma și scris că nu există hotărâre din Consiliul Local? Și am terminat. Trebuie să spun o sumă, vrei acolo, David. Auzi, dacă ce sumă? Și neapărat de sumă să-și mai mare, David. Nu, dacă se vroia evita chestia asta, ieri în comisii s-au discutat, exact. Noi nu aprobăm și mergem în contencios. Și mai adică de nu aprobați, blocați bugetul, îi cheltuie și cartea. Da, e sumă, cât mai dai ce cauți marian sumă ei care voi ce cauți ai făcut cât era tasa din noi. Păi vă dați seama că eu dacă aprob capitolul ăsta bugetar 9% da, cât ar fi suma? S-a dus dracului bugetul? 1,5 miliarde? Deci n-ar pui auzi, s-a făcut un calcul aproximativ, dar dacă aparatul de specialitate nu pune umărul să o facă corect, noi de unde să știm? S-a făcut un calcul că e depășit cu 1,5 miliarde. Îl tăiem la cheltuieli de personal și dați-l în judecată după aia și o să vedem de unde îi scoatem. Ce 1,5 miliarde? Astea sunt depășirile calculului care s-au făcut cu salariul minim economiei de 19 milioane. Care nu trebuie acum asta? Păi asta e ideea, mă! Păi e, dacă am vorbit, sunt ideea și știi cifre exacte, tu vrei să punem cifre acolo. Doamna Florina, e din comisii. Băi, domnul, dar... Bă, dar noi suntem, noi socotim noi cifrile aici, mă? Dar ea e obligată să socotească cifrile după cum e cuvântul. Dar ce nu cifre? Păi nu, astea atât ați cifrele în doamna, înțelegi? Păi și noi am spus că nu e regula asta. Nu votați! Vreau să facă ca noi și să ne dea judecată. Dar nu votați. Păi dar voi votați acum împotriva... Păi dar ce spuneți? Care? Păi spuneți, Marian, păi dar nu votați aia și propuneți voi alt amendament salarial să rămână la aia. Mai bun. Păi dar tu trebuie să vii cu o propunere acum, mă. Ar trebui să rămâie la ședința de comisii, în momentul să vezi că s-a discutat exact punctual și nu s-a putut a face modificările astea. Eu la 51.02 la un articol. Aia fac articol. Da, nu vă vreți să vă din așa la voi și nu vă să le modifice. Dați-mi vreau să fiu o mandor. E vă gângea să vreau să mai mult decât de voi vrea. Hai să vă întreb, mă întreb. Poți ești cu 1 miliard mai puțin și nu ați spus. Domnul, un moment. Cine să te explicați? Haideți să vă o soluție. Aveți o sumă propusă? 1.671. Supuneți-o la vă, domnule. Care e 1,671? Domnule, asta e trecut deja la cheltuielile personal. Și am zis că nu e regulă. Da, și nu mai va vot și vedem ce se întâmplă. Deci nu va trece. Și atunci... Și o să dea vina pe noi că nu au buget din cauza asta. Care e problema mea? Domnul Puiu. Da, aveți dreptate. Aveți o sumă care... Ai o altă soluție? Să scoate o schifră? Păi nu, să scoate o sumă acum din top? 1520,8.
188, așa am propus. Un moment, nu scrie, nu m-am picat. Se centralizează. Dar nu știu, nu am de ajunsează pe degeaba. Deci cheltuieli de personal... Lăsați, nu, nu s-a ajuns. La capitolul 5102. Da, zic așa, capitolul 500 salarii, dar nu s-a fișat. 1520. 20. 1,88. Deci asta e suma care o propuneți dumneavoastră. Mai există o sumă propusă la capitolul 5102? Da. Mă rog, acum pe grupuri, cum doriți dumneavoastră, pe grupuri, pe comisii, pe asta. Scrim după aia, ca să știu ce să scrie. La dânsă este clar suma care este aici, așa rămâne și așa le se pun la vot. Altă părere? Deci atât. Deci asta, 1588, mai recapitulez o dată ca să fie clar definite. Deci suma asta este suma care a fost netul om, care nu modifică netul omului din 2017 în anul 2018. Domnilor, m-ați înțeles? Deci nu modifică salariul net al omului care l-a avut în 2017 și l-are în 2018. Când a recepus suma asta, da? Bun. Deci așa a scris doamna secretară, numai un pic. Deci, se propune suma de 1520,88 așa, care nu modifică, am scris, nu? Care nu modifică salariul net al personalului din 2017. Bun. Așa. Și vreau eu să mai completez cu ceva și scrieți așa. Datorită faptului că nu există hotărâre din Consiliul Local pentru 2018. Salarii pentru 2018. Trebuie promovată cât mai repede. Cred că o să plătească tot anul 2018 în condițiile astea. Nu știu, vedem acum. O să plătească? Deci ăsta e un amenare. Celălalt de este cheltuiala care e trecută aici, fără niciun fel de problem. Da? Bun. Deci astea sunt amendamentele, clar, limpezi la 51.02. Mai sunt probleme, mai sunt discuții legate de capitolașul ăsta? Nu. Atunci, supun la vot. Cine este pentru capitolul 5102 de la administrație, cheltuieli de personal, în sumă de 1671,3 stabilite în bugetul... Da. Da. Proiectul inițial de hotărâre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voturi. 6. 6. 6. 6. 6, 4, 8. 1. A care e vorba? Da. Da. Nu, Florin? Da. Dacă 6, cât vrei să iei? Cine este pentru suma 1520,88? 5. 6 din 5 din 8. Bă. Mai, de ce te-a scândat? Nu puteai da atât așa? Da. Nu era sigur. Ne-am văzut după o oră, nu e așa. Da. Nu-i așa, vă convine să scrim că nu există hotărâri din Consiliu? Vă convine să scrim? Ieri am luat ședința de comisie și nu s-a putut verificat. Nu s-a putut verificat. Ieri am discutat. Dar de ce nu s-a putut cerut din nou? Vă rog, un moment. Haideți că... Deci, consider că este bine să mergem în pașii. Următor capitol, doamnă scrieți, 6102, ordine și siguranță publică. Cheltuieli personal, 286 până 92. Așa. Să dă jos. Propuneți. Propuneți suma, nu cât să dă. 220.000 până 90. Dați că n-am înțeles. 220.000. Deci suma care rămâne 220.000. Stați un moment. Stați un secundă. Domnul Ciobănașu n-a fost, deci a sumat greșit. A fost o persoană, domnul Ciobănașu probabil s-a abținut. Am abținut, nu stăpânesc foarte bine legile salarizării. Deci au fost două voturi pentru domnul Ciobănașu s-a abținut. Scuzați. Pe lumea asta. Eu am abținut. Din reflex, că e partidul de asta. Nu stăpânesc foarte bine legile. Refacem votul? Nu. Nu vreți să refacem votul? Și mă rog, zis că s-o abținut. Nu. Dacă dumneavoastră, la dumneavoastră a fost singur. Dacă mai era, aș putea ceva. Capitolul 602. Suma propusă, ați scris, doamna? Da, 220. Cine este pentru? Suma de 220. Deci este fără... După ce am scăzut norma de grana, am aplicat 9%. Da? Din total. Deci din nou scădere. Atât a spus, domnule, atât a spus, 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 atât a spus,
Cine este pentru suma de 286,92? Specificați, pentru proiectul inițial de votat. Nu, domnule, nu specific. Vorbesc pe capitol. Aici așa dacă era specificat. Deci, plăți eu cu el de personal, 286,9. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. Doamna? 5 și obține. Cine este pentru suma? Ia, am uitat. 20. Cine este pentru? Da. Să abține cineva? Domnul Tăzor. Am terminat și cu asta. La poliție locală. Deci am discutat tot 286 la încercare de personal. Protecție civilă. Nu? La învățământ. Nu? Am fapt? Stați așa. Ce zice? La protecție civilă. Deci am votat tot aici. Deci am votat tot aici. Ce mai să vă mânare și pe la 60501. Numai un pic ca să o luăm așa, cheltuielul personal aici, 6672, nu? Bibliotecă, nu? Arte, nu? Asistență socială, sunt? Nu. La asistență socială, nu? Nu. Cheltuielul de asistență, așa, în card de invaliditate, nu? 7002, servicii de dezvoltare publică, cheltuielul de personal, 90,25, total și bunuri. Și acum o luăm așa. Alimentare cu apă, 90,20. Da. Așa. 82,02. La 70,501? Da. Așa scrie aici. Da. Și de ce? Dar ce sunt... Asta e ca urmă, da? Ce? Aveam una venită. 70,501. Dar ce va putea să ne ce avem anotez aici, ce notez? În loc de suma 90 de 1020, 90, 20, 90, 92, 92. În loc de 90, 20, suma de? 82,082. Numai un pic ca să ne zicem. 0, mare? 82. Alimentare cu apă. Da. E alimentare. 82,08. 08. Domnul Paul. Sunt în 08. Da. Nu e total. 08. Nu e în același. Nu e la total. De asta se aplică diferit la fiecare capitol. Nu, pe asta nu înțeleg. Cei din asta se regăsesc în statul ăsta de plată? Da. Păi nu pot să nu. Păi dacă... Păi stați un piculeț. Dacă deja... Păi la administrație și la ceilalți nu? Păi nu, se regăsesc tot aici? Dacă se regăsesc tot aici, atunci... Deci justifice deja... Păi... Justifici a, justifici pe fiecare parte pe capitolul 4. Ai luat de la total, dar justifici cum? Deci la asta, practic, nu știu dacă mai are rost votarea, că rămâne exact același vot care a fost inițial pentru asta. Dacă așa s-a stabilit, așa votăm. Gata, nu mai întoarce. Deci, la capitolul. Da. Domnilor, vreo secundă. 70,050 alimentare cu apă. Deci, la suma 90,20 neschimbat din asta, vă rog. Da. 6, da? Da. 7. Așa. La suma modificată de 82,08. Așa, mai departe. Protecția mediului sau transportul, cheltuieli de personal. 192,08. Băi, amenajări de protecție. Nu. Nu am cheltuieli de personal. Tu sunt bani. Adică dacă stabilim că vorbim 90 de cheltuieli de personal, vă rog să-mi spune, nu mai întoarce până acolo. Deci mergi în grupul de 10. Rămân așa că nu mai poate. Cheltuieli de personal. 192,50. Cine? Deci asta ar fi ultima poziție. Sunt propuneri modificate. Da, 175,80. 175,80. Lăbi 192,5. Așa. Da. Și acum, ca să dăm satisfacție, dacă toți să te rezolvați, vă rog, cine este pentru 175,08 la capitolul 70,84? Inițial. Pentru inițial. Lazați așa după inițial. Eu am vrut să fim unul ăștia. Da, păi, inițial, da? Da, haideți ca să nu ne... Da, cine este?
6, da? Da. Cine iese pentru suma diminuată? 8. 8. Am terminat cu secțiunea de funcționare. Dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare. Dacă sunt discuții legate de secțiunea de dezvoltare. Tot e capitolul. Vă rog. Nu mai e. Nu știu. La dezvoltare nu a fost. Nu, nu. La dezvoltare. Atunci trebuie mai departe. La lista investiții. Da. Prezintă. Da. Lista de investiții este mai mult integrată. O regăsim în NASA. Dar haideți, atunci să facem așa. Discutăm lista de investiții și ne tragem în secțiune. Bun. Haideți să luăm așa. Deci, anexa numărul 4, lista obiectivilor de investiții inițial, așa scrie aici, așa discutăm. Deci, ați studiat, comisia a studiat așa. Vă rog să-mi spuneți, să o luăm din partea din proiectul inițial, că v-ați seama că așa trebuie să facă. Nu-i vorba de proiectul inițial, este vorba de comisie. Am făcut parte din comisie cu domnul Nicodim, cu domnul Luca, deci nu luăm din partea asta. Odată eu am întrebat comisiile. Păi, comisiile au fost întrebate și s-au spus. Da, singurul amendament la comisia noastră a fost vorba de salariile nete, atât. Deci, din punctul meu de vedere, n-am ce să vă spun. Un moment, un moment. Deci, la lista obiectivilor de investiții, care comisie are amendament? Vă rog. Administrație. Domnul Bun. Da. Avem lista. Modernizare dispensarea său în comuna său. Județul Bacău. Rămâne suma stabilită. Ce? Doi. Doi. Ascultați un pic că... Vrem mai depește un om. Amenajare, teren, sport, școală, gimnazială, asa. Mergem cu el mai departe. Reabilitare, școală, gimnazială, Apaseu, numărul 3. 1. Unul, da, prin fonduri OBNPOR, rămâne suma stabilită. Achiziționare complex comercial. Vă propunem suma de 500 de lei. 500 de mii. 500 de lei aprobăm? 500 de mii. Inițial era 350. Era inițial 350. Și mergem mai departe și vedeți de unde o să provin acești bani. De suplimentare de achiziționare. Achiziționare club. 50 de mii. Îi ducem către complexul comercial. 50.000 de mii? Următoarea pe 50.000 de lei. 50.000 de lei. 500 de milioane, domnul Răzvan. Ce e așa de greu? Nu. Da. Mergem mai departe. Achiziționare multifuncțională. Dacă mi este permis să fac o precizare. Îl văd trecut în lista de investiții Clubul Oaseu. Clubul Oaseu a avut odată o hotărâre de respingere. În baza la ce s-a pus în listă? În baza... A fost un proiect pentru propunere... S-a respins. Oferta s-a respins. A fost hotărâre de respingere. A fost atunci o inițiativă de expertiză. Și asta. Oamenii ăștia ce se fac. Nu era de expertiză, era de achiziții. Nu era de achiziții. Mai bine, vreau să fac. Era... Am făcut o precizare, nu este nevoie. Expertizare. Să dai 50 de idei acolo. Nu. Aia l-a făcut Florin. Aia l-a făcut. Vă rog o secundă, ca să vă se motiveze ce deschid cura. Păi da, dar se făcea o expertiză. Nu, doamne, dar nu a fost proiectul de expertiză. Deci eu am ridicat problema asta. Vă rog frumos, pot să mă vezi? Da. Că nu ridic tonul, că doar am. Aici e liniște. De ce vreau să motivez chestia asta? Pentru că tot ce înseamnă ce punem în lista asta trebuie să aibă un referent justificativ în spate. Un document prin care trecem aici. Că nu trecem noi de la noi așa. Cineva ne-a spus, domnule, puteți să achiziționa și spune așa, în baza unui referat de necesitate sau un plan de achiziții sau o strategie de achiziții. Păi îl facem după buget ca să ai bani. Păi eu fost referatul, dacă ați avut hotărâri de respingere, care referat nu e valabil, domnul primar? Eu vorbesc din egalitate. L-am luat, mergem la indică. Ca precizare. Ce-i drept, aveți dreptate. Nici nu trebuie un club în comună asta. Nu, dar nu, nu discutăm necesitatea, domnule. Nu, dar trebuie să discutăm, nu numai ce vrei dumneata. Nu, dar eu vă spun. Eu asta vreau să știe lumea că nu e nevoie de un locaj de cult în comuna noastră.
Da, dar spuneți că 212 milioane. Nu, nu știe cine a zis discuția. Iar începe, iar arunci cu petarde. Domnule, da, să a venit, n-a arunc cu petarde. Dați-mă judecată că spun pe cea. Ați fost la negocieri care vă... Când au venit cineva la urmă, haideți ca să terminați. Nu discutăm. Gata. Ați terminat de ce doar. Eu primar, dar vrea știe foarte bine de ce este nevoie. Nu trebuie să ne spunem noi. Ia că eu zic că trebuie. Cum spui dumneavoastră? Eu am venit să vă precizez că ați trecut o sumă în buget fără să aveți document de bază. Da. Și vă spun că documentul de bază era de respingere a achiziției. Punct. Dar mai sunt obiectivii care nu au trecut de bază. Nu știu, domnul. O să vă demonstrez. Bun. Achiziții multifuncționale. Da. Achiziții multifuncționale. Achiziții multifuncționale. Acolo. 25.000 de lei se duc către achiziționare de complex comercial. Hai. Și vă, dacă vreți, vă sugerăm și o vă sugerăm și o modalitate de lucru. Dacă vreți să aveți multe funcționale. Un leasing și rezolvați problema. Sau mașina de scris, doar. Domnule Marc, din punctul meu de vedere, dacă această multifuncțională era achiziționată pentru... Ascultați-mă un pic ce vă spun eu. Dacă această multifuncțională era achiziționată pentru școală, spuneam da. Așa spune. Și cu asta... Achiziționare 4 centrale termice. Pentru școală. Rămâne suma de 50.000. Cu amendamentul că poate se găsește o soluție mai adecvată, mai performantă, de a achiziționa doar două de capacitate și mult mai mare și poate la un preț mai mic. O soluție pot să o dau. Suma rămâne. O soluție pot să o dau eu. La Sercele, la Brașov, este firmă care face cazane. Și mergem pe cazan, mai mergem pe centrale. Și sunt mult mai buni. Domnul Țâțu, un moment, dacă îmi permite să intervin. Problema scrie aici și așa, că trebuie să patru. Sunt justificate cu hârtie de la ieșit. Cazanele astea nu merg. Nu face directoare. Asta vă întrebați. Dacă au un document în care spune că nu mai e funcțional, e dărâmat. Deci document care oficial spune că nu sunt funcționat. Ideea este să reușim să... putem să... Deci suma este aici, vedem ce... Ideea este să reușim să ne încadrăm o sumă, indiferent ce... Nu știu, asta e problema. Da, mai trebuie mai departe. Cultură. Amenajarea lor de joacă pentru copii în sat Apaseu, comuna Apaseu. 57 rămâne suma pentru că am demarat treaba acolo și trebuie să ducem mai departe. Reabilitare monument istoric, 10, rămâne. Da. Deși, din punctul meu de vedere, putea să mai suporte amânarea, având în vedere că îi trebuie un plan urbanistic, dar e bine să fie acolo prins. Realizare, canalizare... Haideți. Ne grăbim, dar să ne grăbim și încerc. Păi nu, dar ca să stabilim. Deci, 10, a spus aici și alea, 10.000, mă urmă. Da. Ce document aveți în spate la ăsta? Deci, reabilitare, monument. Ce asta înseamnă în ce? Și nu v-am spus eu că mai sunt fără documente în spate? Mai sunt, păi facem după aceea. Da, domnule, dar ce vreți să faceți? Dar eu pot să aduc un... Ce să-i faci, domnule? A dat socul s-o departat de la apă. Trebuie alea, că reîndușați. Bără, ce faci un gard? Nu faci un proiect. Vă întreb urmanism. Dar nu faci proiect? Dar e și proiect. Vreți puțin? Vreți puțin? Există un document care să vină să spună referat de necesitate ca să îmbrăcăm ăsta? E și proiect făcut pentru îngrezie. Nu este acela, ia un monument, pentru eroii din acela. Dar și lângă aceea, nu spațială. Doamne, eu n-am centru civic aici, e monument istoric. Monumentul ăsta se află în centru Măcunii la Său. Da, dacă spune că i-am lăsat, ce nu merge mai departe, pot să fac un proiect? Că intrăm într-o discuție așa. Există un proiect pentru așa ceva? Păi cu banii aia vrea să facă proiect. Domnule primar, viceprimarul spune că nu există, dumneavoastră spuneți că există? Există un proiect pentru un alt monument. Deci este a eroilor din al doilea război. Deci nu există, ați fost soma presupunând că vreți să faceți din el întâi un studiu, ceva, să vedeți ce și așa. Nu s-au apucat toți cioplitorii să taie monumentul. Că atât ar mai trebui. Să apuce oricine să facă să reabiliteze monumentul. Asta trebuie vorbit cu doamne și cu cine. Da, mai departe, vă rog. Realizare, canalizare și stație curare extinde rețea alimentare cu apă în comuna Său. Și rămâne.
Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Bânțu, da, comuna Sau-Sardunca, rămân. Actualizare PUC și regulament local de urbanism, da, rămâne. Da, achiziți. Poftiți? Achiziți, da. Da. Modernizare drumuri de interes local în comuna Sau. Da. Deci rămâne suma aici, vin să dau eu o citire la ceva. De ce rămâne suma asta? Sau vreți să dau citire? Pentru că... Hai, da, 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 să terminăm cu asta, că iar ne băgăm în amănunte. Modernizare drumuri de interes local în comuna Sau, sata Sau, 80, rămân. Lucrări de reabilitare, apărări de maluri cu gabioane în zonele calamitate, da, pe drumul comunal DC-144. De la aici, la kilometru, la kilometru, sunt câteva greșeli, dar nu mai contează. 505 rămân. Reabilitare și consolidare pod de beton peste pârâul Asău, sat Apa Asău, punct Soci, 57, rămân. Realizare pod de beton armat peste pârâul Asău, în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Agăștin. Acest 53.000 se duc. Se duc spre complexul documentației. Se nu duc poate în început din 2006. Domnul primar, și nu putem cei, de la Agăștin, cei de la Agăștin au pod momentan. Ne-am zbătut și ne-am făcut. Dar vreau să știți ce înseamnă suma asta care e pusă pentru documentație. Nu se ne apucăm de ala noastră. Păi, domn primar, vin și vă întreb. Dacă facem la documentația, când doar să mai facem? Să vă mai spun. Aia 20 și ceva de 3 sau 4, cât îți din gospodărie. Așa, dar să vă spun ceea ce se spune mai înainte. Spuneam, au cât de cât pot. Ăștia nenorociți, ăștia de la Nogea, n-au nici măcar o punte ca oamenii pe care să treacă. E adevărat. Dar un obiectiv început de 12 ani. Da. Nu merită nicio sumă pentru documentație într-un an. Nu, atâta timp cât este făcut punct. Ia să le dăm și la ceva. Nu, un moment, domnul primar, un moment. Aici scrie lucrări în continuare. Adică dumneavoastră veniți acum să-mi spuneți. Dar ce să faci, bre, de ce? Dar ăla a fost făcut piciorul ăla din pod și când s-a apucat din podul ăla a făcut pe boda prostie, n-a avut documentație la bază. Scoateți păi, documentația care este. Refacem proiectul. Este lucrări în continuare. Refacem proiectul? A avut proiect la bază? Eu sumă. Din 2006 nu știu dacă îți mai acceptă proiectul inițial. Nu acceptă nimic. Tot trebuie să o facem. Nu știu dacă îți mai acceptă proiectul inițial. S-a fost proiectul. 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 Bun. Deci, el are o documentație. Domnul, e făcut să-și o să vedem ce. Domnul Ciobanaș, vă rog. Deci, astea sunt propunerile noastre și vă rog frumos să mă lăsați să continui cu propunerile și dacă nu vreți să vă rog. Atunci, asta să găsim o regulă. Terminăm astea de citit și ne întâlnim dacă e nevoie de discuție. Până o termin. Dați-i continuare. Bun. Apărare corp drum comunal de 146 cu zid de sprijin la kilometrul 2+300 din comuna Său și de sub Bacău, 50, rămân. Achiziționare autobasculantă cu masa maximă autorizată 18 tone, dotată cu plug pentru zăpadă, 450.000, rămân. Achiziționare sărăriță, acești 25.000, să duc tot înspre achiziționare complex comercial. Să luăm... Păi fără sărăriță, nu mai luăm camion. Luăm camion, domnul primar. Iar vorbeam cu domnul vice azi, da, cum s-o dat cu lopata, nu muri nimeni în iarna asta. Și să mai găsim ei, dar dacă ești că... Dar să faci camion, să faci sărăriță... Da, faci așa de lucru. Ce vrea să mai faci că asfalt? Nu, asfalt fric. Nu, nu înțelegi ce fiți că nu-i mai puiți. Dar domnul poți iei pe orice vreți să spună. Da, până acum s-o mai întreba, s-o plecat de la ideea că dacă mai sunt rectificat ce și așa o să rădiți-o cu părere mai ușor. Vă spune domnul, că vine la județ banii, câți vin? În moment. Dacă nu mai fi seama că nu primim nimic în banul ăsta. Domnul Marea, deci, practic, de ce sume este vorba modificării la dumneavoastră? 150.000 din pod, 25.000 din sărăliță, 50 de la club, 25 de la multifuncțională, 50 de la pod, 25 de la sărăliță. Bun. Deci astea sunt deci lista de investiții cu sumele propuse. În momentul ăsta, supun discuției toate astea. Dar bani pentru deci, drumul. Domnul... Ia-ți luat să din câte... Dacă vin nu, zic, dacă vin la Consiliul Județean... Da,
pentru drumuri, să luăm sărărița de acolo. E numai camionul că-i să scadă. Că nu-i chiar așa. Bă, ce te scapuși? Da. Lăsați. Cumpăratul e altceva, ce înseamnă serviciile astea, că nu mai sunt adunează în aparat. Se externalizează. Și ce o să faceți? O să plătiți din primărie de zăpezit? Când el spune că este drept, spune că nu mai puteți să-l aveți în aparat. Ce cum să-i dau eu dumneavoastră de să aveți bani la unul, că ori nici nu vor face serviciu. Nu, dar jucăm de alege. Nu poți face. Aveți sumă, o plătiți și gata. Ori faceți societate comercială. Dar rămâne la subiectul de discuții după aia. Domnul Buzan. Așa. Deci discuția era de cei 150 de bani. Și atunci să mai luăm așa. Dar nu ai voie să-i transferi. De ce, domnul doctor? 150 de mii să-i punem pentru complex, da? Bun. Îmi dați voie și mie, că după aceea o să aveți întrebări și sau nu o să aveți și o să spuneți că am vorbit tăi. Deci e vorba de cei 150 de mii. Pentru complex, că am înțeles că doriți negocieri direct cu bancă. Da? Da. Bun. Când a fost vorba de cei 40.000 pentru audit intern, n-am putut să-i prindem un buget pentru că n-aveam o ofertă clară de la... Sunt prinși. De la... Sunt prinși. Nu, inițial, discuție inițială. Când aveam o ofertă foarte clară de la firma respectivă. Dar acum, 500.000, noi ne ducem la negociere directă când în articolul, în legea pe care o avem sau în publicația inițială este scris foarte clar că e cu licitație publică. Facem noi oferta asta sau vine banca cu ofertă? Iarăși, deci a spus că... Domnul doctor, banca ne-a făcut ofertă. Noi am făcut ofertă. Oral s-a venit cu 450.000. Cineva de la bancă v-a zis să veniți cu o ofertă mai mare de 450.000. Nu, e 8 miliarde e valoarea lor. Noi o să-i oferim atât dacă vrea, dacă nu, nu. Și atât. În cazul în care nu accept oferta, ne întoarcem și cumpărăm 500 de mii cu TVA sau fără TVA. Și vă facem numai tanțai valoarea. Sunt formații artistici în comună. Oamenii au nevoie și ei de un moment de destinde. Asta era ideea că inițial, deci noi n-am putut să prindem. Inițial asta nu se zicea. Inițial când am cerut pentru complex, când s-a votat cumpărarea complexului, era vorba de 280.000, ce intra în licitație. Deci era vorba de 280.000, atunci a zis că nu putem să plafonăm, să punem un anumit plafon, până unde ne ducem, până facem, până trecem. Acum avem un plafon clar de 500.000. Nu vin, și nici așa noi avem. Și am zis că facem o ultimă ofertă, dacă vor, dacă nu vor, nu vor. Dar de ce nu vine cu o ofertă de 500.000? Ei să spună, veniți voi cu asta. Caietul de sargent care a fost cumpărat, a fost cumpărat cu sumă. Vă dea clar că aveți o solicitare de Cea mai mare problemă este la Pona Bartea, vă spun sigur. Acolo când vine apa, suferă toată comuna Radial de acolo. Nu mai tragem pentru că acolo este pod. Da, domnule, vă respect și pe dumneavoastră, vă rog frumos. Domnul Ciuțu, acolo bani de spălat la Bartea. De câte ori au venit inundații, firma X, decolmatări. Astă toamnă, s-a decolmatat, 750 de milioane s-au luat acolo. La vale, ieșirea la apă, e cu 6 metri, 7 metri mai îngustă ca intrarea. Aia trebuie să facă, domnule. Să știți dumneavoastră, că acolo sunt vecini. Nu, domnule. Domnul primar are atribuția să facă la apă, să facă până mai... Să vină, au fost,
Au fost echipe. Da. Au fost echipe. Eu vă spun sincer, acolo trebuie să facă. S-au luat 6 cărți în totalitate. S-au făcut gardoane alea cum s-au făcut. Al treilea rând, atât au mers 50 de metri. Trebuia să meargă până, că au fost pe comisie și trebuia să meargă până la Paul, acolo. Chiar vă rugăm foarte frumos, insist pentru lărgirea la val pentru apă. Nu se poate, suntem în anul 2018, nu se poate în halul ăsta să ne tratați. Cum să fie intrarea mai largă cu cel puțin, am zis, n-am măsurat exact, 6-7 metri, și, adică lărgimea la intrare și mai îngustă la ieșire. Întotdeauna au fost, au suferit vecinii de la vale, toată lumea acolo. Drumul lor rupt chirluși, când vine apa mare, lor rupt ier, lor rupt ier, nu de lume. Dar suferă toată comuna. De ce nu se face lucrarea aia? Ce interese există? Mă încep, dar o ajuns până aici. Stai să vă rog, astfel după ce ați semnat și am venit în 2-3 rânduri cu comisii de la API, de la ISU, de la Mama lui Roș, de nu știu unde, lăsați-l să asculte ce-i spui eu și apoi spui eu. Așa, ați făcut scris? Ați văzut câte comisii au fost? Toată lumea a zis că nu umblă la digul ăla și nu umblă acolo și nu umblă acolo. Nu are cum. Digul ăla se poate muta 3 metri în partea stângă, partea dreaptă. Acolo nu au fost drum, acolo au fost... Aia cu care era pe lor români, mă, dar nu știi? Nu, nimica. Nu s-a făcut. Așa de la alții când au venit lor de moare, chiar m-am venit acolo și au spus în felul următor. Stați de vorbă cu domnul primar și fac adrese. Tot adrese, tot adrese. Dar cine, în baza cui au venit echipele alea cu Isu și cu... Doamne, dacă vă spun că așa au fost... Da, dacă noi am calculat banii care se desfășoară de colmatări, am putea să strângem un pic cu ungurița, facem un efort odată, am desfăcut casetele, care nu-i zid ca să-l spargem, se desfac fiecare casetă, le dai deoparte, ai rupt 3 metri, e o lucrare, dragi noi, costă o sumă și ai casetele, le pui înapoi și le umpli cu piatră și ai dărgit. De-aia, dar nu că se întotdeauna să dă afară. Oamenii aia, vecinii aia, întotdeauna sunt irondați. Trebuie scos prin tabula la pe români. Trebuie scos de acolo. Trebuie făcut adresă. Trebuie făcut adresă și scos de la ei. Eu vreau să întreb, nu știu cum ați reușit să avansați suma asta de 500 aici la achiziționare complex comercial. În condițiile în care, atunci când s-a aprobat hotărârea de Consiliul Local, așa, discuția era pentru o sumă mult mai mică, de 280.000. Și așa, atunci, în forma aceea a fost aprobată. Deci hotărârea de Consiliul Local este pe suma respectivă. Cât a fost anul trecut în buget prins? 280? 350. 350, vă spun. Dar hotărârea de Consiliul Local... Nu, Florin, așa a fost. Hotărârea inițială. Păi înseamnă că... Aia a fost oferta, bă, ce Florin. Dar lasă-mă și pe mine să spun. Da, dar aia a fost oferta, bă, Maria. Vorbești tot timpul. Aici, Florin. Eu oră, dar vă rog frumos, lăsați-o, să vă vedem. Domnul Bobei, că ne tot întreabă aici când este avansată o sumă, dacă avem o hârtie în spate. Ce hârtie aveți dumneavoastră în spate să avansați o sumă de 500.000? Deci noi nu avem o sumă în spate. Noi propunem pe buget. O hârtie! V-am întrebat de o hârtie în spate. Ce hârtie e aici? Atunci ce hârtie e aici? Sunt proprietatea complexului, eu și eu vând Consiliul Local sau... Atunci când noi am discutat despre cumpărarea Consiliului... Când vorbim de lista de investiții, fii serioasă. Ce hârtie aveți dumneavoastră? Păi atunci inițiați un alt proiect de hotărâre pentru suma asta, dacă vreți să cumpărați cumpărarea Consiliului. Dar cine v-a aprobat Consiliului de Consiliului? Există al doilea proiect de hotărâre care spune să stabilești comisia și care să negocieze în sume concurente, până la suma concurentă. Deci are dezlegare hotărârii de Consiliu, comisia care este stabilită acolo să negocieze până la suma concurentă, adică 8.760.000 sau cât o fi. Are dezlegare. Nu credeți? Dar scrie în proiect. Dar scrie în proiect, Florin. De ce este proiect de hotărâre? Da, nu e nicio problemă. Păi, dar puteți verifica, doamne. Doamne, există hotărâri în care comisia primară, viceprimar, și președinții comisiei. Și mi se pare corect ca această
construcții să fie cumpărată cu o sumă atât de mare? Asta e mare, 12 miliarde la club care s-au băgat, nu-i mare. După ce vă tocmeați... Eu nu discut de club. Compania Națională de Investiții a făcut două la Său. A venit o dată pe primar. A venit o dată pe primar. Eu am adresat, Marian, tu ai prost obicei, de fiecare dată când vorbește cineva, da, tu să-i intervii. Dar sunt proiectul care l-ai făcut. Te rog frumos să te stăpânești, când vorbește cineva, ține buzele lipite și... Da, Florina, dar tu nu citești proiectul care vorbește cineva. Respectul... Deci eu când am vrut să vorbesc, am ridicat mâna. Eu am întrebat dacă vi se pare normal să acordăm o sumă atât de mare pentru construcție la nivelul ăsta și tu îmi răspunzi tot pentru o întrebare. Și da, și de ce ți se pare normal să dai pe un club de răpărat 12 miliarde? Dar nu ai o sumă deocamdată. Eu n-am răspuns la întrebarea ta. Atunci pus și întrebarea asta. Dar nimeni n-a stabilit. Ridică mâna și nu vreau. Domnul președinte, o să trec și ceva. Un moment, când vă terminați, doamna, de discuție. Iar, dar sunt 20 de miliarde. Ce zic voi? Haide, doamna, spune. Dacă putem să rămânim aici, te rog frumos, domnule. Spune. Să acordăm atâția bani pe o construcție care... Cât mai trebuie de făcut ca să-i bage. Doamne, care se justifică... Câți bani mai trebuie, din păcate? Pentru că noi nu avem o palmă de pământ în centru comun. Nu-i contează. Complexul comercial e și terenul de complex. Nu-i numai complex. De când la club, e numai clubul. Terenul sub clubul ăla. Nu vrei să ține mentezi. Nu, dar nu zic, acum comparați-mi, doamna, ca să înțeleagă. Dar eu n-am... Nu se justifică, vreau să justifică. 1700 de metri pătrați în centru comun. Construcția aia, eu vorbim să facem mult mai... Construcția aia deplorabil. Doamne, ați citit nota de fundamentare, mă întreb, de ce este necesară achiziția complexului? Da, am citit-o și din câte mi-aduc aminte am și votat, dar nu pentru suma asta. Doamne, nu votați. Deci la suma respectivă se justifica, dar la suma asta nu. Doamne, atunci era 2 miliarde și jumătate. Da. Deci nu am inițiat treaba asta, am făcut hotărârea înainte. Negociere de la 1 septembrie. Și până la 1 aprilie, la anul, deci s-ar putea să fim în toamnă, să luăm noi. Două microbuze sunt tot județul, că așa au solicitat. Alții au solicitat mobilier, alții teren în sport. Și dacă e spre toamnă, mai vin rectificări, n-ar fi o problemă. Păi, dar ăștia ne-au rugat cu 17.000 și să mai prindă. Păi da, păi, dar e 40.000. Păi da, 17.000, foarte bine. Păi foarte bine. Foarte bine, știu. Și dacă nu mai dă unul la când face timp? Păi nu vrei, nu-ți mai dă. Asta e acela de cu ONG, îi pun jumătate, nu jumătate. Care au fost pe la cumă și l-au făcut. Și nu știu că mai e, nu știu cine are din propus două din județ. Deci nu e o problemă. E mai rău când erau mulți. Toate e pe toată. 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 Și vreau de doamna Florina. Vreau să vă mai supun atenție o singură. Deci, Paul, nu lămurește nici eu. L-am spus adresul către cincurtul în celul strâng. Către conducerea școlii am cerut. Domnilor consilieri, vreau să vă propun. Am făcut solicitare la diverse ședințe trecute. Vreau să vă propun următoarea problemă. Consider că este foarte bine. Cum spațiul ăsta pentru desfășurarea ședinților, în condițiile în care cetățenii vor să participe. Avem locuri, nu mai stăm înghesuiți, ne putem respecta unul de alții. Ba da, nu. Ce? Bine, nu. Pentru că eu nu-i suport ca dumneavoastră să stați pe băncuță la ședinților. Ce-a doresc? Să n-a fost împotriva. Uite la hârtie. Deci eu vă rog, dacă sunteți de acord și putem, deci toată lumea. Nu, aici nu mai este problemă. Să ținem aici. Aici. Dacă așa am instituționalizat, așa facem. Raportorii de specialitate vin cu documentele aici, nu-i mare problemă. Oamenii vor să, cetățenii vor să vină. Am loc. Dar trebuie să știi. Din vorba și care? Comisii de la facem acolo, domnule, că acum îi desfăță. Domnul Florin, vreau să mai spun ceva așa. Nu mă oprică, spune-te. Eu aș vrea să nu propuneți chiar locația asta și cum asta la școală. În partea cealaltă, că există și toaletă. Și există, avem sala aceea unde s-a mai făcut o dată ședință. Unde a fost astăzi? Da, e deja așezată. Deci nu trebuie să mai așezăm. Am toată încrederea că dumneavoastră, în momentul în care știți de ședință, o să vă duceți să vă uitați puțin și când a venit, totul este în regulă. Eu am zis pentru colegi.
colegii noștri să nu, să nu îi rămâneți cu ideea să veniți aici, în sala noastră. Nu, nu, nu e nicio problemă. Eu propun cealaltă școală, cealaltă clădire care are toaletă. Este foarte bine, foarte bine. Deci, pricep, în cazul ăsta, că dumneavoastră... Ar fi avut nevoie de toaletă acum. Acum ar fi avut nevoie de toaletă. Vreau să spuneți, domnilor, aici e ridică pe toaletă. Și sala foarte bine. Da, numai două vorbe. E vorba de ziua comunii. Haideți să vedem, De exemplu, eu i-am arătat și domnul vice, eu am găsit un act de stare civilă, primul act de stare civilă, în 17 iulie 1908, act de căsătorie numărul 1. Hai să ne învârtim în jurul daticii. Că toamna azi văd, nu mai găsăm muzicanți, o plouă de 17 iulie. O plouă de nu știu care, până la urmă putem afla și... Domnul primar, haideți să fiu cinstit. În 2008 n-am făcut copii din registru cu aia, că să stabilim ziua, că era o familie din ursul în decembrie. Nu știu, domnule. Da, vreau, vă zic că e ursul aproape... Nu, a fost pus în decembrie, era pus în decembrie. În 2005-2007. Și atunci am zis așa, folosim, folosim chestia asta, prima căsătorie în comuna asta. Voi să vă las pe cineva. Păi ăla era documentul care puteam să facem. De uite, au trecut așa, de 2008 până acum. Dar nu schimb eu. Este super, statul tău, să spunem ziua comunei. Nu am niciun probleme, să nu-i ziua aici. Dar nu s-o mai ținut în decembrie. Și de asta ziceam, să vedem. Să nu mai alergăm, auzi, să nu mai alergăm atunci, mai degrabă e frumos, aducem ceva mai superior și mai puțin, pentru că avem formații de dansul, vine agă și vine cealaltă. Domnilor consilieri, aici sunt două aspecte. Vrem să facem ziua comunei aia cu festival de iarnă, care sunt, am fi primii care, deci eu am făcut o situație, deci am fi primii care intrăm în zona festivalului. Că de fapt aici s-a jucat ursul mentea, la noi și la Dănărești. Și la Bolătă, în partea la altă. Dacă vrem să onorăm un festival, să ieșim și noi, cu bradul. Dacă nu o facem în vară, aducem la două tari, cu piele și cu mii și am rezolvat o dată. Facem un festival de iarnă. Care-i treaba? Așa am ieșit la două, să fiți cu două. Nu, dar trebuie strămoșe. Ce asta mi-e este festival de iarnă? Multe zile dorințe. Și clubele și ce mai vrei? Era un fric tremură atât. O întrebare, pentru a fost discuții cu cultura și așa. Cine se ocupă la noi de cultură, domnul primar? Vă spun eu, am citit dispoziția primarului, se ocupă viceprimarul. Viceprimarul. Deci trei sferturi, care de găsiți în atribuții de primarului, vă uitați pe nimeni. Am rămas surprins ce au reacționat. Așa ați văzut. Noi nu am dat dispoziții de primar. Domnul primar, haideți să lăsați numai cu mine. Dispoziții de primar, dă numai primarul. De asta aici și ai hotărâri de răspuns. Domnul președinte, păi de chiar am rămas fără plăcut. Să revizuiesc dispoziția. Așa mult de la urmă. Au fost la televiziune, pe la mărut, acolo, la noi. Să facem și noi, să nu mai umblăm în ansamblu cealaltă. Să organizăm, să fie un singur ansamblu care se cuprinde și tine. Auzi, atâta timp când n-ai bani să-l finanțiezi, nu poți organiza ca primul.